Bună seara, dragi colegi! Sunt bucuroasă să vă văd din nou live în cadrul proiectului Startup Academy. Sper că v-ați îmbrăcat foarte bine astăzi și o să fiți sănătoși și voioși așa cum v-am cunoscut. A fost o zi cam ploioasă, dar spre sfârșit de seară este un pic de soare și mai călduț și mai plăcut. Haideți până să se alătură vorbitorul de astăzi, să trecem prin subiectele despre care vom vorbi. Astăzi suntem alături de domnul Iurie Cicibaba. Domnul Iurie este partener Taxaco Group, antreprenor și specialist în domeniul de contabilitate și consultanță fiscală. Are o experiență de peste 18 ani în domeniu. Astăzi o să fie alături de noi și ne va povesti despre evidența contabilă, pentru ce ea este și ce trebuie să știe antreprenorul, despre softuri utilizate în contabilitate și ce poate fi automatizat în contabilitate. Domnul Iurie deja este cu noi alături. O să-l invit pe ecran. Bună! Bună! Eu deja v-am prezentat. Da, scuzați la mine, chiar înainte era problema cu calculator, n-a fost de mult așa ceva. Da, mereu se întâmplă, înainte de vreun eveniment online trebuie să se întâmple ceva. Bun. Puteți să începeți cu prezentarea, eu deja am spus cine sunteți, cu ce vă ocupați. Da, bună seara, deci o să încep acum, două minute fac. Pornesc acum prezentarea. O să vorbim astăzi de cea mai amuzantă chestie, de impozitare și contabilitate. Știu că antreprenori foarte mult nu iubesc asta, dar totodată asta e parte componentă a vieții noastre. Durerea tuturor. Da. Și în cazul dat, scopul de azi o să fie să schimbăm atitudinea dumneavoastră la asta, să nu temeți de asta, dar știți și asta, cum să mănânce și cum să gestionați aceste procesele, cum să vorbiți cu contabilul când uneori nu știți de ce el vorbește așa. Uneori el este conservativ și de ce el este așa temut și totodată. Deci, nu, o să vorbim din start de impozitare și după aceasta o să vedeți de ce. Eu cred că o să fie interesant. Так, gata, eu în cazul dat pornesc, dau la ecran mare. Так, și în cazul dat, share screen. Este? Da. Vedeți, da? Da. Ok. Deci o să vorbim despre aspecte fiscale și automatizarea proceselor contabile. Deci în cazul, da, dacă o să apar careva întrebări, scrieți, Olga mă ajute, dacă ceva, cred că o să răspunde. Nu știu, sper că nu o să fie mult de oră jumate, dar depinde și de întrebări dumneavoastră. Deci scopul de azi este de a împărtăși experiența acumulată în speranța că după aceasta dumneavoastră veți lua decizii fiscale mai raționale și nu numai fiscale, dar și din punct de vedere antreprenorului. Deci să ridic toate impozitele care, ca o glumă, ori, să spunem așa, un mesaj important despre care eu vreau să spun că nimeni nu iubește să achite impozite, nici chiar serviciul fiscal, deci inspectorii fiscali. Dar totodată, achitarea impozitului este un preț pentru viața într-o societate civilizată. Deci, impozitele noastre, ca atare, duc pentru construirea drumurilor. Și aici deja o altă parte care noi trebuie să știm, trebuie să cerem de la guvernanții noștri, când noi achităm impozite, să amintim lor, băieți, cum ați cheltuit bani, cum noi cerem contabil să raporteze la noi, în cazul dat și guvernanță trebuie să raporteze la cetățenii care achită impozite. Asta deja ca... Deja dumneavoastră faceți contabilitate și, să spunem așa, piatra de temelie pentru orice antreprenor este un răspuns
cine este clientul tău. Și foarte des, noi pe parcursul prezentării o să ne întoarcem la această întrebare. Cine este clientul tău și că ce o să fie luate careva decizii, poți să luați careva decizii de, de punct de vedere fiscal. Da? Să deveniți plătitor de TVA, să nu deveniți plătitor de TVA din, din startul mai târziu, o să vedeți că și chiar o să facem și calculele, o să vă arăt și calculele. Deja de experiența mea profesională, întotdeauna la când apare ideea, da, de business, ideea este bună, dar totodată după aceasta vine trei părți care trebuie să discutați, să consultați cu cineva. Deci, haideți, partea juridică, cum să protejați business-ul din punct de vedere juridic, eu vorbesc. Trebuie să fie contracte cu clienți, contracte cu angajații, contracte cu, cu parteneri, contracte cu furnizorii. Deci asta partea componentă a orice business. După aceasta merge partea contabilă. Contabil, spunem așa, dacă noi vorbim de contabilitate, scopul contabilității este de a reflecta toate operațiunile economice într-un limbaj care după aceasta o să fie înțeles pentru toți. Întrebarea este că nu toți la noi, antreprenori, vor să înțeleagă ce fac contabil, dar în realitate contabilitatea este o limbă universală de a reflecta cum merge business-ul. Deci în cazul dat, scopul este că dumneavoastră mergeți în altă țară, luați situații financiare și deodată puteți să înțelegeți este business profitabil, nu este profitabil, deci nu trebuie să fie aceste discrepanță de ce asta înseamnă, ce subînțelegeți sub acest cuvânt. Chestia este ca o limbă universală pentru TES. Dacă a fost o idee, limba Esperanto pentru ca limba internațională. Contabilitatea, din punct de vedere de astăzi, și standardele sunt și sistemele, ei sunt o limbă comună pentru toți antreprenori. Să nu învățați pe de rost iar ce înseamnă, dar o limbă comună. Și al treilea punct este partea fiscală. Orice tranzacție are careva consecințe fiscale. Da, sunt companii offshore, da? Deci puteți auzit companii offshore, în primul rând, pentru a micșora impozitarea fiscală. Dar totodată, uneori, companii offshore sunt folosite și pentru nu a micșora impozit, dar pentru a ușura viața zi de zi. Da, spunem așa, în situație, dacă voi acum, până când, ca exemplu, a fost această modificare la micșorarea tarifelor vamale pentru export prin poștă și așa mai departe, haideți să presupunem că ați început un business și vreți să livrați zilnic către 200 de abonați prin poștă în afara Republicii Moldova și era regulă că trebuie să faceți declarația vamală pentru fiecare livrare. A 10 ani în urmă, costul numai declarației vamale, da, era scutit de TVA, dar costul declarației vamale deja era începând cu $5, 5 euro. Și când marfa costă 3 euro și tu numai tu pentru declarație vamală trebuie să achizi 5 euro. Deci în cazul dat, vine și uneori careva scheme apar din punct de vedere nu pentru, spunem așa, să nu achitați taxe, da, a optimiza taxarea în așa fel în care business fie profitabil. Totodată voi achitați toate impozite. Dar nimeni nu vă încurcă să deschideți încă o companie, ori să gestionați în așa fel. Deci aceste trei condiții care întotdeauna trebuie să luați. După ideea, când ea este ideea bună, aveți clientul, parcă tot normal, dar după aceasta tot trebuie să treceți prin aceste trei întrebări, prin aceste ciclu decizional, să spunem așa. Ce cu partea juridică, ce este cu partea fiscală și ce este cu partea contabilă. O să fie posibil ori nu. Cadrul normativ. Da, eu întotdeauna spun că noi, ca cetățeni Republicii Moldova, trebuie să știm codul fiscal. Nu pe de rost, dar măcar odată să citim. Da? Contabil și antreprenori, ca atare, trebuie să citească, cred că, odată pe an. Just, spunem așa, pentru a ști ce poate de așteptat. Cadrul normativ, spunem așa, stă pe două piloni majore. Asta e Constituția Republicii Moldova și Codul Fiscal al Republicii Moldova. Sunt două articole în Constituția Republicii Moldova care spune contribuții financiare. Da?
Articolul 58. Cetățenii au obligația să contribuie prin impozite și prin taxe la cheltuieli publice. Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure așezarea justă a sarcinilor fiscale. Orice alte prestații sunt interzise în afara celor stabilite prin lege. Articolul 132 despre sistemul fiscal. Impozitele, taxele și orice venituri ale bugetului de stat și ale bugetului asigurării sociale de stat, ale bugetelor raionale, a orașelor și satelor se stabilesc conform legii de organele reprezentative respective. Orice alte prestări sunt interzise. Deci, în cazul dat, noi cumva suntem protejați, căci trebuie să fie stabilit de organ public și prin care sunt altele legi, asta codul fiscal. Mondială. După aceasta merg hotărârile guvernului, misiei între executarea codului fiscal, sunt ordine Ministerului Finanțelor și a Serviciului Fiscal de Stat. Și este o așa pe pagina Serviciul Fiscal, bază generalizată a practicilor fiscale. Deci să spunem așa, asta e ca un fac, da? Frequently Asked Questions și acolo răspunsurile deja cu limbaj mai simplu decât de a citi codul fiscal. Vă spun sincer, codul fiscal la noi nu este scris în așa limbaj în care nu poate fi de înțeles de antreprenor care știe a calcula. Deci el este foarte aliniat la business și dacă eu întotdeauna spun că antreprenorul trebuie să fie o leacă și contabil, trebuie să fie și o leacă și jurist, în cazul dat o să fie suficient. Din practica mea nu pot să spun că în realitate juriștii, dacă vreți să discutați despre codul fiscal, mai bine contactați pe contabil, nu pe jurist. Foarte rar juriștii înțeleg pe deplin codul fiscal. Deci, da, totodată trebuie să aveți un tandem din aceste două specialiști, lângă dumneavoastră, la decizii nu simple care vreți să luați, ori situații sofisticate. Întotdeauna ei trebuie să fie împreună. Deci asta e important. Mergem pe conținut care o să fac o mică despre legislația fiscală, să știți ce citesc contabile, ce trebuie să știți, unde să căutați dacă ceva apare. După aceasta o să trec foarte scurt pe impozit pe venit persoanelor juridice, taxe pe valoare adăugată, impozit pe venit la surse de plată. O să trec să înțelegeți de ce el apare și cum, și ce trebuie să luați în calcul când noi vorbim de business cu țări străini, da, cu alte țări, anume la prestarea serviciilor. Salariul, da, ce este benefic salariul, ori altă metodă de achitare. Și o scurt o să fie, o să trecem pe evidență contabilă. Da, foarte scurt pe evidență, căci eu în majoritatea cazurilor o să povestesc despre impozitarea. Da, totodată sunt deschis și pentru întrebări. Sper că întrebări nu sunt până acum și noi mergem mai departe. Mergem la legislația fiscală. Deci, ce știți? Cel mai important este codul fiscal al Republicii Moldova. Totodată, nu întotdeauna tot știu, dar sunt și alte legi pentru punerea în aplicare a titlurilor codului fiscal și ca rezultat unele facilități sunt reflectate în aceste legi separate. Deci ei sunt acum pe ecran. Legea privind plata pentru poluarea mediului, dacă faceți import de poluanți, eu vorbesc de ceva este împachetat în Tetra Pak, în pelicula, cred că ați auzit că trebuie să achitați această taxă, să fie calculată de către dumneavoastră, singurul de contabil dumneavoastră și să achitați. Dacă faceți tranzacții internaționale, trebuie să știți de impozitare și în cazul dat dacă există retratat pentru evitarea dublei impuneri cu țara cu care voi lucrați. Nu uitați de lege cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe. Deci în cazul dat legea spune următoarea, că dacă dumneavoastră ceva ați exportat, numai decât trebuie să întoarceți marfa înapoi și să primiți bani. Ori dacă ați achitat cuiva în avans, numai decât trebuie să primiți înapoi bani, ori marfă. Ori banii înapoi trebuie să fie transferate. Și dacă nu o să fie asta, în cazul dat o să fie aplicat amenzi. Ce încă este?
Următoarele hotărâri de guvern despre care trebuie să știți, asta hotărâre guvernul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale pentru realizări proiectelor de asistență tehnică și instituțională în derulare. Deci sunt situații, proiecte la care la livrare puteți să utilizați cota 0 ATVA, trebuie să știți când. Numai decât trebuie să știți hotărârea guvernului la aplicarea echipamentelor de casă și de control, și la efectuarea de contarelor 104 din 2019. Este hotărârea de genul 693 privind determinarea obligației fiscale aferente impozitului pe venit. Acolo este și pentru persoane fizice. Deci asta, spunem așa, ce nu a fost descris în codul fiscal se descrie în acest regulament. Și sunt multe altele care nu știu dacă aveți timp de citit, dar totodată dacă apar situația, vă rog, știți și înțelegeți cum și ce merge. Structura codului fiscal. Dispoziții generale, asta e noțiuni. Impozitul pe venit, aici titlul 2, între și impozit pe profit, să spunem așa, de activitate de antreprenor, și impozitarea persoanelor fizice, da, pe noi ca cetățeni. Totodată și salariați aici intră, deci toate. Titlul 3, taxa pe valoare adăugată, 4, accize, 5, administrarea fiscală. Aici, dacă vreți să știți care o să fie amenzi și penalități, veniți aici. Ce obligațiuni și drepturi are serviciul fiscal, tot aici, administrarea fiscală, deci titlul 5. Titlul 6, impozit pe bunurile imobiliare, 6, prim impozitul pe avere, 7, taxele locale, deci asta e alte taxele, da, pentru amplasarea obiectelor de comerț, ca exemplu, taxe pe amenajarea teritoriului, de parcare, taxele pentru resurse naturale, asta titlul 8, 9 taxele rutiere și 10 alte regimuri fiscale. La titlul 10, actualmente, alte regimuri fiscale, la noi este numai Moldova ITPA, actualmente. Care impozite sunt și cum ei sunt divizate, trebuie să știți. Asta e de stat, da? Care merg la bugetul de stat. Impozitul pe venit, taxe pe valoare adăugată, accize, impozitul privat. Impozitul privat, asta e impozit la privatizarea care se achită de către persoana care privatizează, taxa vamală, taxele rutiere, impozitul pe avere, impozitul unic de la rezidență parcului pentru tehnologie informației. Și locale, deci în cazul dat ei vin la bugetele locale. Impozitul pe bunurile imobiliare, taxele pentru impozitul privat, în cazul dat dacă privatizați un activ care aparține autorității locale, taxe pentru resurse naturale, pentru amenajarea teritoriului, licitațiilor, deci listă completă, da, cu care ciocniți foarte des asta amenajarea teritoriului și taxe pentru unități comerciale sau de prestări servicii. Taxe de piață, deci asta cele mai majore care sunt și care sunt. Sunt și facilități fiscale despre care noi trebuie să știm și nu uităm. Deci în cazul dat sunt în situații care dumneavoastră puteți să nu achitați. Deci sunt, ca exemplu, sunt careva înlistiri la impozit pe venit. Dacă majorați, puteți să citiți codul fiscal anume titlul, intrarea titlul 1-2. Și acolo este. Deci care sunt? Scutire parțială sau totală de impozit sau taxe. Scutire parțială sau totală de plată impozitelor sau taxelor. Da? Deci asta o chestie diferită. Deci în primul rând eu chiar nu calculez, în al doilea eu calculez, dar nu achit. Cote reduse ale impozitelor sau taxelor. Reducerea obiectului impozabil. Amânarea ale termenului de achitare. Eșalonare are obligații fiscale. Deci tot este. Sunt și scutirile personale, da? Care nu sunt, nu se consideră facilități în investiri fiscale. Deci sunt prevăzute aici niște cetăți care puteți să citiți și să știți. Ok, trecem la chestia mai importantă. Impozitul pe venit persoanelor juridice. Cine achită? Deci
Să știți, este, să spunem așa, la aplicarea orice taxe întotdeauna trebuie să fie, dumneavoastră trebuie să știți trei chestii majore. Subiectul, obiectul și cota. Asta e trei chestii care noi trebuie să știm. Subiectul răspunde la cine trebuie să achite impozit. Obiectul, asta pentru ce eu trebuie să achit impozit. Și dacă eu pot, în anumite situații, eu pot să fiu subiectul, dar să nu am obiectul. În cazul dat, eu nu achit impozit. Ori, eu pot să am obiectul, dar nu sunt subiectul conform codului fiscal, ori alt legi, și în cazul dat, eu tot nu trebuie să achit impozit. Da, el există impozit, dar chestia este, eu închid impozit numai când la mine sunt și subiect și obiect. Deci, subiectul ăsta e cine? Persoane juridice și persoanele fizice rezidente ce desfășoară activitatea de întreprinzător, persoanele care desfășoară servicii profesionale, precum și persoanele care practică activitatea profesională în sectorul justiției. Asta cine trebuie să achite impozit? Pentru ce? Din ce? Din profitul global, venit impozabil, venituri minus cheltuieli. Deci nu din venit, da, asta e o altă chestie, căci, spunem așa, mai mult eu vorbesc acum ca contabil, dar dacă noi vorbim de antreprenori, și voi vreți antreprenori profesioniști, dumneavoastră tot trebuie să începeți să înțelegeți, să utilizați cuvintele venit, profit, corect. Venit, asta ce dumneavoastră ați câștigat în bani total de la client, ce ați primit din client suma total. Profit, asta deja venit minus cheltuieli, deci voi aveți cheltuieli. Ați procurat marfa care ați vândut, deci costul marfei, deci din venituri eu scot cheltuieli. Salarizarea, locațiunea depozitului, tot eu scot asta. Și din ce eu achit? Eu achit din profitul global, deci asta înseamnă profiturile obținute în Republica Moldova și profiturile obținute în afara Republicii Moldova. Deci aceste două chestii eu achit pe global, deci asta înseamnă din orice. Dacă eu am o companie, compania achită impozit din orice profit obținut pe tot pământ. Ну, так аж фифос чувая ла Марс, чи астанцяна, чи кредка, чи дин Марс, да, ну, что-то не акума, ну, экзист, да, свидя. Карай кота импунерий есть ла ной. Дой спрежи дин венитул импозабил, дечи дин профитул импозабил, со спорим корект. Мулт ма, ну, дечи там факута компарация на ну, ку ану 2019, ку алти цель. Ну, персонал физичи, дечи аич видец. Ca exemplu pentru persoanele fizice. Noi am făcut această comparație și vedeți că nu-i prea mult. Cu profitabilitatea pentru companii, tot aceeași chestie. Este, se diferă și putem să spunem că noi suntem în limita care este ok pentru noi. Deci asta cu alte cuvinte, deci cu leacă o schemă să vă arăt că se impozitează profitul, dar nu venitul. Aici este o chestie care, vedeți că în codul fiscal este venitul impozabil, dar venitul impozabil este folosit și pentru persoane fizice, cetățeni și pentru companii. Deci cumva nu a fost scris codul fiscal în așa fel care o să fie cumva bineînțeles. Și să știți, ca activitatea SRL, dumneavoastră achitați 12% din profit impozabil. Ca persoană fizică, dumneavoastră achitați tot 12%, dar din venit impozabil, căci dumneavoastră ca persoană fizică nu aveți dreptul la deduceri, cu excepția careva este. Totodată, ați auzit și știți că sunt diferite regimuri de impozitare. Care ei sunt? Este regim general. Da? Deci când noi achităm 12% din profit. Asta persoanele juridice, rezidente ale Republicii Moldova care desfășoară activitatea de întreprinzător. Posibilitatea de deducere a cheltuielilor. Deci în cazul dat cheltuielile, deci asta e costul, mărfă și așa mai departe. Deci eu asta am tot dreptul cu careva ajustări. Da? Căci eu nu pot să scot cheltuieli ordinare în cazul dat. Regim pentru întreprinderi mici și mijlocii. Este un regim special pentru agenții economici care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA. Deci la cei care veniturile pe parcursul 12 luni sunt mai puțin de 1.200.000. Deci ei achită 4% din toate veniturile din activitate. Vedeți?
4% din veniturile, nu din 12% din profit. Deci, o să comparăm. Deci, din toate încasările dumneavoastră, 4% vă achitați ca impozit. Deci, da, posibilitatea deducerilor există, dar totodată nu asta nu se micșorează impozitul, acest 4%. Parc IT. Orice persoane juridice și fizice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiect care au devenit parc și care întrunesc cumulativ aceste cerințe. Puteți să intrați pe pagina Moldova IT Park să vedeți că este lista și legea 76 din 2017. Puteți să studiați dacă vreți, pot să povestesc mai detaliat despre. Ce e achit? E achit 7% din vânzări. Deci din toate invoice-urile care ei au emis pe parcursul lunii, e 7% se achit. Da, acolo este o chestie, dar nu mai mic decât o sumă fixă pentru fiecare angajat. Posibilitatea de deducere a cheltuielilor. Da, cheltuielile se deduce, dar deja nu are sens oricum e achitate. Întreprinzător individual. Da, deci noi vorbim regim general, este aproape da, oricum e întreprinzător individual, de ce este aparte? Căci este persoana fizică care desfășoară activitatea întreprinzătorului. Deci ei achită 12% din profit și ei au, da, ordinare și necesare. Care e diferența, să spunem așa, din regim general și întreprinzător individual? Deodată vă spun. Căci ce este mai puțin achită întreprinzător individual? Deci el în cazul dat nu are dividende, impozit pe dividende. Deci dacă el a câștigat, el toate banii a luat ca achitând 12% banii a lui. Deci gata, el nu achită mai mult. Totodată, dacă voi sunteți, ați creat un SRL care se impozitează la regim general, ce el achită? El achită 12% la profit și după aceasta când el scoate dividende, el achită 6% adițional, se reține. Deci în cazul da, taxa efectivă este 18%. Da? 12% la întreprinzător individual și 18% aici. Dar ce se întâmplă aici? Căci eu pot să fiu, dacă la mine veniturile sunt mai puțin de 1.200.000, ce se întâmplă aici? Aici la mine se întâmplă chestia că eu în cazul dat tot 4% am achitat din toate veniturile și după aceasta încă achit 6% la dividende achitate. Spunem așa, dacă taxa efectivă aici este aproape 10%. Ea poate fi mai mare, dar depinde ce fel de activitate dumneavoastră faceți. Dacă noi avem servicii și la sinicost este timpul meu, în cazul dat, taxa efectivă este 10%. Dacă eu am vânzări, de marfă, în cazul dat aici o să calculăm la un slide mai departe, o să vedeți care. După aceasta, da, totodată sunt riscuri juridice, da? Știți care e diferența din punct de vedere juridic? Eu aici port răspunderea cu toate activele mele. Deci, dacă am dat greș, în cazul dat, cu toate activele mele ca cetățean, eu port răspunderea în fața furnizorilor, băncilor și așa mai departe, creditorilor. În regim general, dacă eu am un SRL, ori să, în cazul dat, eu port răspundere în fața creditorilor numai cu bani investit în capital statutar. Bun. Zona economică liberă, parc industrial. Sunt alte chestii, zona economică liberă și parc industrial, să spunem așa, care sunt folosite pentru producerea, care este orientat la export. Când noi ajungem la TVA, o să vă arăt. Căci, în realitate, o să povestesc că economii sunt enorme anume pe TVA și pe cash flow. Da, nu. Sunt careva facilități adiționale în zona economică liberă, dacă dependența de investiții, de acolo devin ei din 1 milion de euro. Totodată este o cotă standardă redusă, deci, dar nu se diferă nimic cu regim general, chestia că este o altă, este făcută fizic într-o zonă economică liberă și apar niște concesințe adiționale. Dar totodată câștig este major pe TVA. O să revenim mai târziu. Haideți așa. Dumneavoastră ați deschis, eu v-am spus întotdeauna. O să străduiesc să fac niște calculuri, să vă arăt. Regim general vs. regim întreprinderi mici și mijlocii. Haideți, luăm o situație. Venitul din vânzări în regimul general în aceste două companii sunt aceiași. 1 milion de lei. Alte venituri, deci diferența de curs, venituri din subvenție este încă 150.000 de lei. Total cheltuieli este 800. Deci profitul este 350.
Care impozit achite în regim general? Ia achite 12% din profit. Da? În cazul dat, impozitul să fie 42.000. Regim pentru întreprinderi mici și mijlocii, 4% din rulaj, da? Asta o să fie 4%, o să fie din 1 milion achitat, 40.000. Deci, în cazul dat, profit net o să fie mai mare. Dacă luăm în calcul după toate aceasta, noi putem să spunem, dacă planificați că veniturile dumneavoastră nu o să fie mai mare de 1.200.000 pe parcursul 12 luni, ce este mai eficient să achitați impozit pe profit, să spunem, da, în regim general, ori 4% la uralaș. Pur și simplu, matematic reiese că dacă adausul comercial este mai mare de 50%, deci și regimul metro MMM în cazul dat este mai favorabil decât general. Ce înseamnă adaus comercial? Total venituri împărțit la total cheltuieli. Mai mult de un procent jumate. Da, nu 1%, 150%. Deci vedeți, să primește că aici la noi care e situația? Și acum este mai favorabil regimul pentru întreprinderi mici și mijlocii, întrebarea este că sunt alte cheltuieli care au influențat. Da, dacă noi scoatem aceste 150.000, dacă n-aș fi fost, în cazul dat ar fi fost altă rată și aș fi jucat altă profitabilitate. Da? Deci, cheltuieli la noi 800, în total este 1.150.000. Deci noi avem 350, asta e aproape egal de, vedeți că, aproape jumătate. Dacă n-aș fi fost aceste alte venituri, n-aș fi fost altă situație în care, în realitate, aș fi fost confirmat că e mai bine să achizi impozit pe profit. Deci, aici spunem așa. Dacă dumneavoastră prestați servicii, regim pentru MMM este pentru dumneavoastră mai favorabil. Căci la dumneavoastră sine cost este timpul dumneavoastră, deci ideea dumneavoastră. Deci nu aveți alte cheltuieli decât cheltuieli dumneavoastră. Dacă vânzarea, cumpărarea și adaus este mic, sunteți în situația în care, în realitate, impozit pe profit în regim general o să fie mai favorabil. Deci aici nu sunt întrebări, Olga? Sunt câteva întrebări. Da, haideți eu răspund. Dar eu aș recomanda să le citiți chiar dumneavoastră, pentru că sunt foarte lungi. Aici este Ask a Question. Ele sunt foarte lungi și eu cred că o să pierdeți firul până eu le citesc. Так, а unde ei sunt? Так. А jos este Ask a Question, un buton, îl vedeți? Da, portul de materie primă, avem ceva în pământ, portul de cum trebuie să chităm, care este logica din spatele acestui proces de șeie. Так, la TVA o să răspund când o să ajungem la TVA, da, nu, deci o să fie peste 20 minute, o să răspund, так, eu am deschis o întrebare pentru profesionist și comisar. Ce ar să faci prin băinea și poștă mă dau, spune să rog, dacă în cazul meu este nevoie de bon de casă și aparat de casă, dacă toate transferurile sunt vizibile prin contractele cu Paynet și Curierat. Так. În cazul dat, dumneavoastră trebuie să emiteți factură fiscală. Da? Fără bon de casă și aparat de casă. Eu înțeleg că dumneavoastră nu primiți cash deloc. Oamenii vă achită prin poștă. Da, doar prin card la internet, pe pagina dumneavoastră. Aici, Irina, dacă o să puteți să-mi scrieți, dacă situația cum eu înțeleg, că dacă eu achit pe internet prin card la internetul la pagina dumneavoastră, și al doilea poștă, eu tot la primirea Murphy, eu vin și achit la poștă, în cazul dat nu. Dar voi trebuie să emiteți factură fiscală la livrare.
Am fi, deci trebuie să ieși, bine, voi aveți poșta, ok, oricum este confirmare dacă toate livrările sunt făcute prin poștă, dumneavoastră aveți o confirmare că marfa a fost primit. Da, compania Zurgu activează în domeniul construcțiilor, da, pe lângă angajați. Da, так. Компания загруптивяза в доменю конструкции лор, пилонга ангажация для базы с унявием него день меньше 4 зеляр. Подсобный штук, он говорит, я красавица, я здесь 8 минут, я не слышали, что подсобный. Uitați-vă, deci cu legea zilierilor, не, chiar legea spune că în cazul dat el se răsfrânge numai pentru sector agricultură. Din păcate, deci nu numai dumneavoastră în construcție aveți această problemă. Spunem așa și în, discutând cu colegii din Horeca, noi înțelegem și acolo există așa problemă, că și spunem așa, toate oficianți sunt, chelneri sunt anume vara, asta e studenți, deci asta e tot o chestie sezonieră. Cred că prin asociații de business cumva trebuie să fie lărgită această utilizare acestei nițiuni de zilieri, nu numai în agricultură, dar și în alte domenii, că acesta în realitate o să schimbă situația. Так, да, doar internet. Да, în cazul dat, Irina, cum v-am spus, în cazul dat, nu. Da, mai este o întrebare în comentarii? Când spuneți că achităm și din profitul sunt din afară țării, la ce vă referiți? Corpul este activitatea pe intern, ne puteți da un context să vă spuneți. Так, de ce exportul este activitatea pe intern? Nu. Spunem așa, dacă... Vedeți că cum prin, din punct de vedere impozitul pe venit, deci voi faceți export, din practică voi primiți bani pentru marfa care nu se vinde în Republica Moldova, da? Deci voi primiți bani pentru marfa care a părăsit Republica Moldova, deci asta, de asta și spune din venit global și primit din altă țară. Altă chestie care există, asta pentru cu marfa foarte greu de înțeles, dar sunt servicii, da? Ca exemplu, eu acum o să-mi sune un client și o să fac lui, deci el stă în România și eu o să fac lui o consultanță prin internet. Deci unde eu am primit acest serviciu ca atare? Eu și sunt aici, ori eu chiar pot să merg până la COVID, puteam să merg, am avut așa situație în care prestam servicii în afara Republicii Moldova. Da? Fizic aflam în altă țară și prestam aceste servicii. Și în cazul dat veniturile din aceste servicii, eu tot sunt obligat să impozitez în Republica Moldova. Так, bun. Întrebări nu mai sunt. Ceva, cum v-am spus, o să vă povestesc când ajungem acolo. Uh-huh. Mergem înapoi. Так. Aici parcă tot. Deductibilitatea. Deci eu pot la calcularea să deduc da, toate. Nu s-a pornit prezentarea. Nu s-a pornit? Eu n-am făcut, mă scuzați. Share. Da, share, mă scuzați. Так, acum și eu pornesc. Încă o dată. Так, deductibilitate. Deci, ce spune codul fiscal? La calcularea impozitului pe profit, haideți în regim general. Eu am dreptul ca antreprenor la deductibilitatea tuturor cheltuielilor ordinare și necesare, achitate ori calculate, care cheltuielile primare și care cum sunt necesare pentru activitatea de antreprenor. Cheltuieli personale nu sunt deductibile. Da? O definiție mai largă este ce înseamnă în punctul 26 din hotărârea Guvernului 693. Descrie că această cheltuieli ordinare și necesare reprezintă cheltuieli caracteristice gestionării activității de întreprinzător și cheltuieli reglementate prin acte normative în vigoare, caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activități de întreprinzător, în scopul desfășurării activității economice și obținerii de venituri. Încă o dată,
Nu, batėts lakap, kontabilį dumne vastrakint, voj vrėts kareva kiltuėl personalis atrečis prin firma. Nari sens. Ič, kiltuėl nus fi deduktibilį, da kiar mai mulk. O să fiți în situația în care o să fiți nevoiți să achitați încă impozite salariale pe acestea, că aceasta în cazul dat, codul fiscal tratează cheltuielile personale achitate din contul companiei ca facilitatea din partea angajatorului către angajat. Deci niciodată nu faceți asta. Toate documente, toate cheltuieli trebuie să fie documentate conform cu documentul primar. Deci încă o dată, bon fiscal în Republica Moldova, eliberat MCC, da, casă, mașină de casă și control, înregistrată în Republica Moldova, nu reprezintă document primar. Asta e confirmarea faptului că dumneavoastră ați achitat. Eu vorbesc de cheltuieli care dumneavoastră faceți pe contul companiei, factură fiscală. Da, când dumneavoastră mergeți în deplasare, deja altă chestie, că cei nu au facturile, ci în cazul dat bonurile, o să fie acceptate, da, la procurarea motorinii când ați plecat în deplasarea cu mașina propria, mașina companiei, corect să spunem așa, și faceți, încărcați cu motorină și luați bon fiscal din stația de petrol din România, în cazul dat acest bon fiscal o să fie deductibil. Nu, da, nu nici de cum de în Moldova. Sunt careva chestii care se limitează, da, de urnile, de reprezentarea și alte cheltuieli. Deci deschideți articolul 24 în codul fiscal de asta și vă spun, pierdeți o noapte să citiți, nu o să dormiți foarte, dacă nu puteți să dormiți noapte, citiți codul fiscal și peste 3 pagini nu o să dormiți. Asta ca galgumă, dar totodată să știți și aici este o chestie, știți cum, de o parte noi... Eu din practica deja mea și când vorbesc și cu antreprenori, întotdeauna spun, de o parte, eu am profituri mult, dar totodată eu am multe cheltuieli care am achitat cash, căci n-am vrut, căci mi-au dat un discount. Haideți așa, calculați cât costă un discount și care discount trebuie să fie dat către dumneavoastră când voi spuneți, ok, asta e cheltuială pentru firma, dar totodată eu pot. Dacă dumneavoastră sunteți plătitor de companie, dumneavoastră este plătitor de TVA. Și furnizorul cu care dumneavoastră acum vorbiți despre el propune să vă achitați cash, da, lui, pentru o cheltuială, spunem așa, reparația autovehiculului, că nu știu ce acolo, nu vorbesc, deci livrarea mărfurilor fără documentele primare, asta e o prostie pentru dumneavoastră, da, nu vorbesc de așa, da, vorbesc careva cheltuieli așa. Și el spune, uite, o să fac reparația cu documente atâta, cu fără documente atâta. Prima întrebare întotdeauna puteți să dați, dacă sunteți plătitor de TVA, la furnizor, da, la această companie, tu ești plătitor de TVA? Dacă el este plătitor de TVA, deodată calculăm următoarea chestie. Dacă el eliberează, dumneavoastră sunteți plătitor de TVA, sinicostul invoice-ului lui, da, facturii fiscale, pentru dumneavoastră o să fie 5-6, da, deci deodată TVA nu este cost pentru dumneavoastră. Deci asta înseamnă deodată minus 16%, 16,6%. Următoarea chestie. Pentru dumneavoastră a scoate un leu ca dividende, căci cred că voi scoate, dacă vreți, spunem așa, cea mai ieftină oficială metodă de a scoate bani din companie, asta e dividende pentru orice antreprenor, da? Pentru orice fondator. Cât costă un leu? Deci haideți așa, pentru a scoate un leu eu trebuie să achit A. Impozit pe profit 12%, B, impozit pe dividende 6%, 18%. 18 plus 16, asta înseamnă 16,6, asta înseamnă 34,5%. Da, deci în cazul dat, dacă dumneavoastră sunteți plătitor de TVA și furnizorul dumneavoastră tot este plătitor de TVA și el propune să luați ceva fără documente, deci spunem așa, achitați cash. Și dacă el pentru asta propune un discount mai jos de 30%, dar chiar nu vorbiți deodată, emite document primar. Deci nu are sens pentru dumneavoastră, căci dumneavoastră trebuie să înțelegeți cât vă costă să scoateți un leu de pe companie. Dacă sunteți plătitori de TVA. Dacă nu sunteți plătitori de TVA, în cazul dat este o leacă altă situație. Dacă impozitați la regim general, costul este 18 bani. Dacă la regim pentru compania...
care întreprinde mici și mici 4 la rulaje, costul este 10%. În cazul dat, decideți, da? Care e discount? Dacă sunteți întreprinderea individuală și neplătitor de TVA, că cei tot, costul este 12%. Calculați. Deci, ce înseamnă? De ce eu spun că costul? Deci, în cazul dat, dumneavoastră aveți o cheltuială care nu puteți să deduceți, ce asta înseamnă că o să fie cu asta cheltuială, o să fie majorată profitul dumneavoastră. Și ca rezultat o să creați impozit. Deci să știți. De asta și știm că întrebați deodată. Întrebați și neplătitor, neplătitor și în cazul dat reies. Deci dacă sunteți plătitor de TVA, dar furnizorul neplătitor de TVA, costul este 18 bani. Da? Oricum, deci 18%. În cazul dat, spunem așa, discounturi mai jos de 15%, cu alte cuvinte, chiar nu puteți să nu discutați. Cum se impozitează, cum determină venitul impozabil? Nu, total venituri, după aceasta se facem careva ajustări, căci sunt venituri care sunt scutite. După aceasta facem ajustarea cheltuieli, căci sunt cheltuieli care nu sunt deductibile, ca exemplu cheltuieli personale, ori sunt limitări la diurnele. Se calculează profit brut, ajustează careva cu venituri scutite de impozitare sunt situații, ca exemplu dacă sunteți în ZOL. Se dă dreptul de a scoate pierderile fiscale primite în anii precedenți, cu aceasta micșorat și după aceasta înmulțați la cota impunere de 12% și aveți plată. Deci cu impozit pe venit, pe profit, eu am terminat. Dacă nu sunt întrebări, Olga, s-a apărut ceva ori nu? Este o întrebare dacă cursurile de instruire de limbi străine sunt deductibile. Deci, în hotărârea de guvern 693 din 2018, acolo este, eu trebuie să citesc, să facem o mică pauză, să citesc, nu țin minte pe de rost. Dacă noi vorbim de limbi, să spunem așa, simple, deci internaționale, ca engleză, franceză, e prea greu. Dacă limba, să spunem așa, care nu se învață la școală, da, aveți un furnizor în care puteți să spunem așa, și dacă corect documentați aceasta, ei pot fi deductibili. Deci, în cazul dat, spunem așa, cu China. Da? La noi nimeni nu învață chineză la școală și în cazul dat asta în realitate problema care trebuie să fie. Ori suedeză, ori germană, în cazul dat, asta înseamnă că situații când noi trebuie să avem, dar totodată este în hotărâre, hotărârea de guvern care se stipulează. Eu nu țin minte, o să facem o mică pauză, eu o să știu ce o să răspund. Tak, alți NUS, da? Ok. Taxa pe valoare adăugată. Deci, că nu o să fie un secret pentru toți, că nu toți înțeleg cum lucrează TVA. Asta eu am început din practica mea, vorbind și cu unele antreprenori cu experiență mai mult de 15-20 de ani, la mine era înțelege că bine. Sunt situații diferite, în cazul dat s-a format la mine o schemă care eu povestesc. Cauza de ce n-a fost înțeles, cred că și era situația cu aceste... cum se achita acest TVA atunci când erau firme fantome, bla bla bla, și în cazul dat cumva oamenii înțelegeau cu TVA asta impozitul lor. Dar în realitate este o altă chestie care vă arăt acum. Deci, haideți să presupunem. Este un fermier care produce capușună, care după aceasta el vinde la Dulcinela, Dulcinela vinde la numărul 1, deja tortă, tort este vândut la familie. Deci, 100, 150, 200, asta cu preț cu care se vinde. După aceasta vine statul și spune, stați o clipă, dar haideți să impozităm asta cu un impozit indirect. Da? Ce înseamnă impozit indirect? Asta înseamnă impozit la consum. Da? Încă cu cât mai mult o să consumă în țara noastră, cu atât mai mult o să câștigă statul. Da? O să primești ca impozit care o să fie după aceasta întors la cetățeni cu construirea drumurilor, servicii medicale și așa mai departe, da, școli. Deci asta este ideea asta la consum. Și în cazul dat spune, hai dacă la consum final, căci
Хай адаугем лаорчи транзакция доузеч проченти. Deci când căpșuna o să fie vândut la Dursinela, deja fermierul o să emite factură cu 20 lei mai mult, Dursinela o să emite către numărul 1 cu 30, deci 20% din 150 și 30. Deci în cazul dat se mărește fluxul banilor. Da? Deja Dursinela achită 120, numărul 1 sunt. Dar chestia e că preț final a crescut pentru consumator final. Deci asta și este costul. Cât mă, deci consumator final, noi achităm. De ce el încă se numește indirect? Altă. De ce? Deci ca atare impozit achităm noi, cei care consumă, dar bani la stat transferă nu care au consumat, căci toată această, pe fiecare punct, asta nu-i consumator, ei sunt just antreprenori, ei transferă, deci indirect, ei transferă bani la stat. Haideți să presupunem, căci fermierul trebuie să transmite 120 de lei, 20, din care 20 lei el trebuie să achită la stat, căci ăsta nu-i banii lui. 30 trebuie să achită Dulcinela, 40 trebuie să achită numărul 1. Deci în total 90. Dar încă o dată, asta e consum final. Dar la noi consum final nu mai este aici. Deci statul trebuie să primește 40 lei, dar nu 90. Da? Și în cazul dat, cât achită? Și deja... Acum, cu schema aceasta, eu o să vă spun, haideți să luăm Dulcinela. Deci, Dulcinela are procurări, deci are TVA din procurări. E are TVA din procurări 20 de lei. Și are TVA la vânzări 30 de lei. Ce spune codul fiscal? Deci, companii care... livrează, fac livrări impozabile cu TVA, au dreptul din TVA calculat din vânzări se deduc TVA din procurări. Da? 20. Deci în cazul dat 30 din vânzări, TVA calculat minus TVA din procurări și în cazul dat achită la stat 90 de lei. Acești la numărul 1. 40 TVA calculat, 30 la procurări și în cazul 40 minus 30, 10. Deci în cazul 20, 10, 10. Deci statul a primit 40%. Deci în cazul dat și este, asta este formula generală care există. Dacă aici deja colegii apar întrebări, scrieți. Căci nu este posibil, nu aud pe dumneavoastră. Olga, te rog, căci aici o foarte important, noi să închidem această întrebare. Dacă o să fie întrebări, eu vă spun. Da, chestia că eu sper că totul se înțeleagă. Ce se întâmplă când noi avem export? Da? Deci presupunem că numărul 1 a livrat această tortă produsă de către Dulcinela la Ucraina. A vândut cu 200 de lei. Da? Haideți să calculăm. Ce se întâmplă? La profit 200 minus 150 și 50 cu bani. 200 minus 180. Da? 20. Deci diferența 30. Undeva sunt încă 30 bani. Unde banii mei? Da? Să spunem că eu am profit de 50, dar bani pe cont a rămas 20. Da? După ce... Haideți să spunem așa. Ce statul spune? Când tu faci export, în primul rând tu exporți fără TVA. De ce? Căci statul Moldovei vrea să impoziteze consum în Republica Moldova. Și în Ucraina tot stă statul ucrainean care spune că eu tot vreau să impozitez consum în Ucraina. Și în cazul dat, dacă n-aș fi fost făcută această livrare fără TVA la export, aș fi situația următoare, căci aceste 200 plus 40 vine la Ucraina, după aceasta divamează. Și statul ucrainean spune, stai o clipă, eu trebuie să aplic și... trebuie să aplic și să adaug TVA ucrainesc și în cazul dat asta prețul încă o să fie mărit. Tak, o clipă.
Требуется фи марит. Так. Требуется să fie marit și în cazul dat nu să fie concurențial. Totodată statul Republicii Moldova spune, ok, eu îți rambursesc ție 30 de lei. Da? 30 care? De la procure. Deci când eu livrez la export, eu rambursesc 30% la livre. Ok? Clar aici, da? Deci statul, când eu fac export, TVA de la procurori sunt rambursat de stat. Rambursează, o să întrebați, nu cum 10 ani în urmă, rambursează tot normal, dacă aveți toate documentele, în 45 după control fiscal, dumneavoastră primiți aceste bani pe contul dumneavoastră. Haideți acum, cum v-am spus, că noi trebuie să trecem pe subiectul și pe obiectul orice impozit. Deci în cazul dat, cine este subiectul? Subiectul este persoane juridice fizice care sunt obligați să fie înregistrați ca plătitori de TVA. Dar când ei sunt înregistrați, din când o să faceți livrările la sumă de 1.200.000 de lei? Totodată, dacă eu pot să nu fiu obligat să fiu înregistrat TVA, dar dacă eu import ceva, ori eu sunt persoană fizică, ori persoană juridică, eu achit TVA, eu nu sunt obligat să înregistrez, dar eu achit TVA la vama. Deci, în cazul dat, eu tot sunt subiect. Aceeași chestie cu importe servicii. Deci, dacă eu import servicii, eu tot sunt obligat să achit TVA. Căci, din punct de vedere TVA, și importarea mărfuri, și importarea servicii, oricum ei sunt consumate în Republica Moldova și trebuie să fie aplicat TVA la import. O altă chestie care deja cred că ați auzit, ceva nou, Facebook, Netflix... Statul a spus nostru, Republica Moldova, nu prima în lumea, care a spus că stați o clipă. Dumneavoastră primiți banii de la cetățenii noștri, dar cetățenii noștri nu sunt obligați să achite TVA la import de servicii, dar totodată voi gestionați aici bani și asta e consum în Republica Moldova și în cazul dat ei au spus, mă scuzați, gata, vă rog, înregistrați și achitați banii de sinistători. Deci eu vorbesc de Facebook, Netflix, deci companii străine acum care prestează servicii, către cetățenii, nu vorbesc de companii, a Republicii Moldova sunt obligate să calculeze TVA și trimestrial să achite la stat. Deci în cazul ori prețurile să fie mărite, ori în cazul tot prețurile poate fi numărit, dar veniturile companiei acestor poate să micșoreze, căci ei au luat decizia să numărească preț. De asta, acum spunem așa, de Facebook. Deci era o situație când foarte mulți antreprenori achitau servicii de promovare pe Facebook și pe alte sisteme prin carduri proprii, da? Deci era mai ieftin. Dacă eu nu sunt plătitor de TVA, companie mică și eu fac acest promovare pe Facebook, eu trebuia să achit TVA la import de servicii care pentru mine era costul adițional, 20% la factură care a emis Facebook-ul. Asta e regulă la antreprenori. Și în cazul dat majoritatea achitau de pe cardul propriu, deci asta în cazul dat nu se reflecta la contabilitate, dar totodată nu se achita aceste TVA 20%. Și în cazul dat parcă ok. Acum nu o să treacă aceasta, dar dacă vreți deja să treacă pe companie, că și acum deja Facebook-ul se aplică TVA de sinistător și voi o să fiți cum... achitați mai mult în cazul dat. Căci până acum nu era, voi sunteți neplătitori de TVA și în cazul dat costul era 10%, dar acum o să fie 30%. De ce? Căci 10% de unde? 6, 4 plus 6 la dividende plus 20 la TVA care o să achitați acum ca persoană fizică. Da, dacă o să achitați ca persoană juridică, da, o să achitați aceste 20 TVA, dar oricum o să fie economisit 6%, cel puțin 6% la dividende. Deci în cazul dat costul o să fie 24% ori 30%, luați decizie de sinistrător. Asta eu vorbesc de neplătitor TVA care folosesc 4% la rulaj. Bine. Ultimul este persoane juridice care practică activitatea de vânzător și procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitor de TVA, declarate în proces de insolvabilitate. Deci asta o este chestie, nu știu dacă aveți. Deci dacă cândva o să cumpărați de la o companie care se află în
procedură de restructurare, da, insolubilitatea, să știți, voi nu achitați TVA la această companie, dar voi achitați compania aceste sumă fără TVA, dar TVA achitați direct la stat. Da? Căci în cazul dat el, dacă vă emite factură cu suma 120.000 de lei, da, 20 achitați la stat, 100 achitați lui. Și marfa primiți, căci asta a fost modificată legea, în care este regula generală. Ce este obiectul impunerii? Da? Deci subiectul, noi am vorbit cine, obiectul ce. Livrarea mărfurilor și serviciilor de către subiecții impozabile reprezentând rezultatul activităților în Republica Moldova. Importul mărfurilor, da, cu excepția mărfurilor de us sau consum personal importate de persoane fizice. Deci, dumneavoastră, noi fiecare dată când trecem putem să introducem câte un telefon mobil, câte un laptop și așa mai departe. Importul serviciilor în Republica Moldova, livrarea serviciilor prin internet efectuată și, cum eu am spus, că despre această indelensolubilitate. Deci este obiectul impunerii. Ce nu este obiectul impunerii? Ca exemplu, să știți. Deci, asta e codul fiscal. Livrarea mărfurilor serviciilor efectuate în interiorul zonei economice libere, portul internațional liber Giurgiulești, aeroportul, bla bla. Venitul sub formă de dobândă obținută de către locator în baza unui contract de leasing. Da, ca exemplu, voi ați luat conform contractul leasingului financiar un camion. Și în cazul dat, TVA se achită numai la costul camionului, da, pentru procent leasingului voi nu achitați TVA, să știți asta. Livrarea de mărfuri și servicii efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate și de promovare a vânzărilor în mărime anuală. Deci în cazul dat, aceste buclete care noi dăm, ceva, ori pixuri, deci o promovare când noi facem. Transmiterea proprietății în cadrul reorganizării agentului economic, valoarea nominală a tichetelor de masă, livrarea bunurilor materiale fungibile în procesul de împrospătare și înlocuirea acestor conform prevederilor privind rezerve materiale de stat și indemnizare și iar cu proces de insolubilitate. Dar asta deja din punct de vedere cel care este în proces de insolubilitate. Care cote de TVA sunt? Este cota TVA 20 standard și sunt cotele reduse. Nu o să dau 4, da, cu Horeca 15%, 8%. Bine, planul pentru 2021 la proiect la Ministerul Finanțelor stă că ei vor să la agricultură, deci la agricultură să fie mărită cota, să fie 12% la produse agriculturii și totodată o să fie micșorată cota pentru careva produs. Da, asta e numai proiect. Și după aceasta, deci până modificarea codului fiscal, încă era o cotă aici, cota 0, deci la export. Acum s-a schimbat denumirile și în cazul dat eu vreau să folosesc denumirile corecte. Da? Deci cota 0 acum se numește livrări scutite cu dreptul de deducere. Deci eu, ca la numărul 1 la livrează, deci eu am dreptul de a colecta TVA la procurări și după aceasta de a rambursa de la stat această sumă. Totodată ei sunt livrări scutite fără drepturi de deducere. Deci în cazul dat TVA la procurări intră în costul procurărilor. Deci eu nu pot să fac aceste deduceri. Și în cazul dat, care sunt livrări scutite fără dreptul de deducere? Locuințe, pământul, servicii medicale, bilete de tratament, cazare în cămini, servicii financiare. Deci articolul 103 al codului fiscal, citiți. Da, când începeți business, tot puteți să luați asta în calcul, să înțelegeți ce se întâmplă. Deci asta influențează la decizii dumneavoastră, poate. Și este articolul 104 la cota 0, unde export, energie, zone economice libere, da, și mărfuri livrate în magazine duty free și zona economică liberă. Da? Deci în cazul dat, când eu import în zona economică liberă, eu nu achit TVA la import. Da? Deci următoarea chestie de asta și se folosește. Haideți să spunem așa, plătitor al TVA vs. neplătitor de TVA. Întotdeauna la mine apare întrebarea, ce este mai bine, să fiu plătitor de TVA ori nu să fiu plătitor de TVA. Și aici avem un calcul care după aceasta putem să
Să trecem să discutăm mai detaliat. Deci presupunem că este plătitor LTV și este neplătitor LTV. Ei merg și cumpăr la același furnizor. Deci marfa costă 120. Deci pentru plătitor LTV asta înseamnă 100 ca sine costă, 20 ca TV, a achitat 120. Pentru neplătitor de LTV acest TV intră în cost. Deci pentru el 120. Ei vând cu aceeași preț. 180. Dar chestia că dacă eu sunt plătitor de TVA, eu trebuie să calculez TVA și în cazul dat 180 o să fie constat din ce? 150 veniturile mele, 30 asta e, reprezintă TVA la calculat, TVA la vânzare. Deci profitul în cazul dat la plătitor de TVA o să fie 150 minus 100, la profit la neplătitor de TVA o să fie 180 minus 120. TVA spre plată 10. La plătitor, căci 30 minus 20 este 0. Fluxul net a mijloacelor bănești 50, 180 minus 110, 60. Și în cazul dat, vedeți, întrebarea mea, ce este mai bun? Să fiu plătitor de TVA ori nu să fiu plătitor de TVA? Răspunsul este la întrebarea care eu am dat la începutul prezentării noastre, cine este clientul meu? Dacă clientul meu, pentru clientul meu este important eu să fiu plătitor de TVA, în cazul dat mai bine eu să fiu plătitor de TVA. Dacă clientul meu este persoana fizică, căci eu cred că dumneavoastră nu faceți investigații în bon fiscal când primiți și nu faceți verificări dacă compania este plătitor de TVA ori nu. Pentru dumneavoastră contează preț. Deci, cu alte cuvinte, aici, neplătitor LTVA, poate, dacă ei stau lângă, două magazine stau unul lângă altul, dacă acest neplătitor o să micșoreze cu 5 lei, da, o să vândă cu 175 de lei, în cazul dat, unde o să mergeți? Aici. Dar el totodată, oricum, o să aibă profit mai mare decât acest. Da, totodată, până când noi el a devenit plătitor TVA, 1.200.000 de lei, pe parcursul 12 luni. Asta nu trebuie să uitați, voi o să fiți obligați. Și să înțelegeți care e diferența. Deci anume așa lucrează când voi faceți livrări scutite de TVA. Asta e, neplătitor LTV este egal cu tratarea ce înseamnă livrări scutite. Și în cazul aceasta, numai aceasta, când cineva spune că haideți să noi schimbăm livrări scutite, căci cu aceasta prețurile mai ieftin pentru consum final. Deci întotdeauna este de asta și ce este produse pentru copii, da, hrana pentru copii este scutită de TVA. Pământ este scutit de TVA. Deci haideți să ne întoarcem la ce a fost scutit de TVA. Da? Pachetele servicii turistice, servicii medicale, cazare în camine. Deci toate chestii care TVA în realitate o să crește preț. Căci prin aceasta, cum am făcut acest studiu, în cazul dat întotdeauna este cu limitarea profitabilității, tu ai prețul mai mic. Da? Căci dacă noi spunem că hai să spunem aici să fie profit nu mai mult de 50 de lei, în cazul dat costul să fie 170, o să fie cu 10 lei mai puțin. Deci noi trebuie să înțelegem asta foarte. Deci astfel, un neplătitor LTV poate să realizeze aceeași profit, micșorând prețul de vânzare, în cazul nostru, cu un preț de vânzare de 180 lei, profitul să fie 50 de lei. Cu zone economice libere, cu export. Vedeți, pentru ce este creată zona economică liberă? Deci noi suntem o țară micuță și la noi sunt anumite situații când noi nu avem materie primă proprie și noi importăm, prelucrăm și livrăm înapoi. Zona economică liberă este creată anume pentru asta. Ce? Care spune? Că când eu livrez ceva din afară în zona economică liberă, da? Eu nu achit, da, vedeți, nu achit nici TVA, nici acciz. Deci materia primă care a intrat, eu la import n-am achitat nimic. Am prelucrat și după aceasta am făcut export. Deodată, în cazul dat, tot nu achit nimic. Care este ideea în cazul dat? Este ideea, da, că în cazul dat eu nu
nu achit banii, deci dacă eu nu sunt în zona economică liberă, ce se întâmplă? Eu fac import, deci dau la stat 20% din materie primă, după aceasta eu fac export, trec controlul și statul mă întoarce acest val la import care eu am achitat. Care-i scopul? Deci în cazul dat la mine sunt banii păstrați undeva pe stat, eu nu folosesc aceste bani, deci în cazul dat, cumva, spunem așa, am pierderi la... nu sunt lichidități necesare. În zona economică liberă, asta eu economisesc pe acest TVA. Eu nu trebuie să achit la import nimic. Da, totodată sunt careva restricții. Da, că asta e mai verificări mai aspre, dar totodată eu în realitate economisesc bani din punct de vedere... Nu, profituri nu sunt mai mari, dar lichidități eu pot să am mai puțin decât... Dacă, spunem așa, dacă dumneavoastră planificați o producere care în majoritatea cazurilor o să fie la export și aveți materia primă care se importă pentru a produce și costul materiei prime este enorm și reprezintă, spunem așa, o parte componentă a sinecostului, în cazul dat trebuie să gândiți la utilizarea zonei economice libere. Dar dumneavoastră trebuie fizic să aflați acolo. Так, locul livrării servicii TVA la import de servicii. Deci v-am spus încă o dată, asta e logica. Căci și marfa și serviciu, dacă eu importez, eu trebuie să achit acest TVA și după aceasta eu scot acest TVA. Nu e nimic, asta e regula generală și internațională la TVA. Deci acolo, dacă Olga, eu acum vreau să citesc încă o dată întrebarea. Так, фактически импорту не материал, авем ТВА Анконг. Ла импорту сервичу аркум треба са китам, кари есть логика не спать, а че подичет ла запас. Вампаринец, обучаешь, поставил, садочный сведок гентла. Так, аич, хайдец, аич, ин реалитате, ачест распунс, кари, я успер, ка осифи дискутат апати ку сервичу фискал. Și cu Ministerul Finanțelor. Deci a fost o mare modificare a fost cu acest import de servicii. Acum cumva dar eu n-au făcut până la capăt, în realitate această obligațiune de a achita a rămas. Asta e o prostie care, spunem așa, cred că ei încă n-au înțeles. Deci ei au modificat că eu achit până la data 25. Deci, corect spuneți, asta este regula internațională, spunem așa, chargeback. Deci nu chargeback, i-am uitat. Deci în cazul dat, în realitate, noi nu trebuie să achităm, dar cumva, cum este scris codul fiscal, dar chiar nu corect, eu spun. Codul fiscal este scris normal, întrebarea este că declarația reverse charge se numește în engleză, da? Deci în cazul dat, declarația de TVA n-a fost modificată. Și cred că, sper că la aplicarea deja din 2021 o să fie această modificare făcută ori în sistemă, ori în cazul dat cumva descris mai detaliat în codul fiscal și noi o să scoatem această obligațiune de a achita. Căci în realitate dumneavoastră faceți export, asta e o prostie, eu vă înțeleg. Deci din punct de vedere, după aceasta acest TVA se rambursează, pentru ce eu trebuie să achit? Deci oricum eu deodată eu reflect că calculat și deodată eu un procurer, pentru ce fizic eu trebuie să achit? Да, asta a rămas din cauza că declarația a făcut și cumva n-a fost făcut ajustat sistemă. Ori încă serviciul fiscal nu a înțeles. Noi am ridicat aceste întrebări, dar cred că anul acesta este primul an și noi sperăm că la anul o să fie modificat și noi nu o să avem obligațiune fizic de a achita acest TVA la import servicii, căci numai în cazurile când noi suntem folosim pentru livrări scutite, oricând noi nu suntem înregistrați ca plătitori de TVA. Deci anume, în aceeași cazuri o să fim nevoiți, da? Asta e discuție. Deci asta e pentru TVA să știți, da? Pentru toate servicii care cumpărați prin IT, majoritatea trebuie să achitați TVA la import de servicii, da? Căci, ce înseamnă import de servicii? Căci aici este o întrebare simplă. Import de servicii, asta când nerezident, nerezident prestează servicii rezidentul și locul livrării este Republica Moldova. Dar locul livrării nu se ia locul livrării fizic, dar se ia anume după reguli care sunt prevăzute în articolul 111. Da? Deci locul livrării beneficiarul serviciilor. Da, ca exemplu. Так.
Aici cutva am finalizat. Sunt întrebări? Da, sunt câteva întrebări. Da, eu am un monitor. Le vrem bunuri organizate care sunt scutite de țară, de exemplu, în momentul în care... Deci, uitați-vă! Dacă ei, aceste ONG, cad sub articolul 104, la noi este o hotărâre de guvern 246 din 2010, dacă nu mă înșel, care stipulează, ori 2012, care stipulează reguli de aplicare cu tot ceva. Deci, dacă ONG spune că noi suntem scutiți de TVA la procure, în cazul dat, dumneavoastră spuneți, ok, cum se numește proiect pentru care sunteți scutiți? Vă aflați în această hotărâre de guvern 246, privind aplicarea la scutire de TVA și așa mai departe. Da? Și dacă ei sunt în listă, ei trebuie să prezinte, acolo este o procedură, ei trebuie să prezinte o scrisoare pe blancheta beneficiarului ordonatorului. În cazul de, nu pe blancheta acestei ONG, dar pentru beneficiarul proiectului care este stipulat în hotărârea de guvern 246. Da, acum haideți eu chiar acum îmi verific. 246. Da, din 2010. Hotărârea de guvern 246 din 2010, care... în cazul dat, acolo este o procedură de scrisă. Ei trebuie să prezinte o scrisoare, dovadă pentru dumneavoastră, pentru companie dumneavoastră, în care o să fie scris că da, proiectul acesta este în hotărâre de guvern, acesta, ce mai bine să fie deodată copii acestei punct, aceste pagini unde ei chiar în listă sunt. Și în cazul dat o să fie scutit. Altfel, cota standardă. Deci, sunt ONG care nu participă în aceste proiecte, în cazul dat cota standard, ca și la stat, cota standard. În lanțul arătat ca exemplu, cineva avea dreptul la restituire TVA. Deci, restituire TVA acolo o să aibă numai cine exportă. La noi restituire TVA are dreptul următoarele poziții. Export, sunt facilități pentru investiții capitale, da, să spunem așa, puteți să faceți, este dacă nu sunteți înregistrat. Articolul 101.3, citiți corect, 101.3, da, deci sunt investiții în mijloace fixe care dumneavoastră puteți să luați, chiar să nu fiți înregistrați, da, acolo sunt criterii și în cazul dat să precis nu în orașe mari, dar trebuie să fie în sate și așa mai departe. Da. Rambursarea, restituire TVA are dreptul la export și când voi la livrarea acestor produse cu cotă redusă. Deci ca producător de lapte și producător de pâine. Ei au dreptul la restituire și investiții acestei capitale care cad sub articolul 101.3, 101.2, deci 101.4. Deci să citiți și... Так, procedura cât durează? Так. Deci, cu proiectelor cu TVA 0. Acolo merge, dacă să citim anexa 3, haideți, eu am deschis, haideți în română. Так, 2020, nu știu, tată, lista. Vedeți că acolo se restituie, da, dacă vedeți ecranul, da, Olga, ei văd... Nu vedeți acum și eu fac. Так.
Vedeți, furnizorii autohtoni, cu drept de deducere, livrează pe teritoriul de deducere către donatorul și contractorul contractat de subiecte menționate. Deci dacă subantreprenorii voștri tot pot să utilizeze cota TVA 0. Vedeți? Asta e hotărârea de guvern anexa 3 care spune cine care livrează către direct către donatorul, implementorul sau beneficiarilor și cei care livrează către cei care au câștigat aceste proiecte. Da? Subantreprenorii dumneavoastră în cazul dat tot pot să livreze, dar totodată pe bază scrisoare. Am înțeles că se permise până la 3. Nu, eu nu știu ce înseamnă. Haideți, livrarea către donator este scutită, livrarea către contractor este scutită de TVA, dar mai departe deja, haideți încă o dată citim, contract de subantreprenor. Da? Da, și subantreprenorilor acesta. Da, deci este scris că se înțelege că dacă, spunem, în contract, în această scrisoare pe blanchetă, este scris clar că proiectul a fost câștigat de către companie Taxaca, care are un subantreprenor, compania Alfa, și această blanchetă este oficial și este scrisă compania Alfa și este numită care produs, în cazul dat, cine livrează la Alfa, tot poate să livreze la cota 0. Da? Dar numai în cazul așa este scris, că a câștigat proiectul Taxaca, da, deci este în această scrisoare pe blanchetă menționat și contractor principal și subantreprenor. Так, aici acolo, da. După aceasta mai este întrebarea ce. Am trecut în acest ceva timp în urmă. Am câștigat un grad de la audiență în sensul de fonduri și în documentul din afara țării. Am prezentat 6 de acte la VAM și 9 și cred că de la audiență, precum că ministrul ce câștigător de la audiență a refuzat să oferă așa scrisoare. Nu cred că ODIM nu este menționat în așa. Deci ați găsit ODIM în această hotărâre de guvern. Deci în cazul dat, nu toate granturi apar în această hotărâre de guvern. Trebuie întotdeauna să începeți de aceasta. Altă chestie, de la ODIM, când s-a dat hotărâre, începe, da, un mutilaj din afară țării. Deci voi puteți să puneți, eu nu știu cum ați câștigat grantul și da, totodată voi puteți să depuneți o altă chestie, să nu fie achitat TVA la import la mijloace fixe, este introducerea în capital statutar. Da? Eu nu știu dacă puteți, că voi ați câștigat granturi și dacă ați câștigat bani, ați cumpărat din granturi acestea, cred că nu e, da, în realitate, o posibilitate de a importa cum să vă spun, a importa mijloace fixe și nu să fie achitate TVA, asta prin mijloc fix, tac, prima dată că este mișto proiectul, cum în asta nu figurând pe condiționată. N-am achitat, că după îndeamnă să-mi spun că de fapt am avut dreptate, oricum să fiți în asistență. Tac, asta cineva deja v-a răspuns, că ce eu înțeleg, tac. Ce impozite se plătesc la export de către o companie neplătitoare de TVA? Я не акита нимик на экспорт. На экспорт не все импозитязы к нимика, все акитаться намай вама. Сервичи вамали, дече у приготире декларации вамали. Дече кэтри сервичи де брокер, ши ун космикос. Так, да, ира один, да, на сипот, на другочин просветра. Так, дин фонда пропи, де аста ши он треп, кач кум а фост гранту примит де кэтри дунемастры, ши пентру че, да, ка пентру прокурара межлокулу фикс, да, на реалитате не си платит. Так, cât durează procedura de restituire a TVA. Deci este hotărâre de guvern 93 care clar stipulează, deci acolo este 45 de zile de la depunerea cererii. Foarte fiscul acum lucrează. Voi trebuie să fiți pregătiți pentru tot set de documente, pentru control fiscal și în cazul dat faceți numai în așa fel. Так. Bun. După mine ne plătate, da? Да, карцели сон скутите тебя на Република, да, артикул, чтите артикул сутры, акол, я нам богатый, качакол, ел мари,
Ei sunt scutiți numai cu careva limitări, cu publicitare și cu erotică, ei nu sunt scutiți de TVA deodată ucraine. Este excepție. Так. Mai este acum. De ce la noi se achită TVA la import în vamă, în țările? Deci, da, eu cred că în Moldova tot este o țară civilizată, haideți să folosim corect. Eu nu cred că noi nu suntem civilizați, noi nu suntem în Africa. Nu este corect, cum dumneavoastră spuneți, fiecare țară merge diferit. Da? Problema, vă spun deodată, problema pur și simplu este administrativă. Până când la noi este o contrabandă, până când vama nu lucrează atât de bine, de ce eu nu vorbesc, dar în realitate este o procedură care poate fi aplicată și cred că o să fie aplicată pe anumite. Deci planurile la Ministerul Finanțelor au fost anunțate în anul trecut că ei vor cumva să schimbă această situație, dar deodată vă spun, nu la toate țările așa lucrează. Так, все мы вас. Так, бун, парка вам распунсла те, да? А кума май винит у нас жос в ультиму комментарию у тилажу. Слазу кари винни дин странстрини, сен драндучин, капитал статутар. Кред. Știți cum n-am avut această situație, dar așa, dacă citind codul fiscal, cred că da. Dar o să fie o situație foarte interesantă. Nu pot să stau aici garanție că din trans. Da, logica spune că da. Da, și codul fiscal cum e o tratat, dar luând în situația ce noi în Transnistria despre impozitările la procură din Transnistria este titlul 2 și în cazul dat noi cumva trebuie să înțelegem. Să fim foarte atent, nu pot să vă spun cu probabilitate de 100%. Da, așa cum eu, așa din stau, așa pot să spun că cred că da. Nu trebuie să fie probleme, dar cum? Probleme pur și simplu trebuie să fie, o să fie probleme cu aceste, cu ASP și așa mai departe și cu... Nu știu dacă este o idee bună. Dacă vreți să livrați ceva din Transnistria, mai bine poate că dacă anume și marfa este nu produsă în Transnistria, dar este importată de undeva, în caz dat mai bine de dat să fie. Nu, eu nu știu, vama la ce se referă. De asta și eu spun că eu nu pot vă dau acum, trebuie de studiat această întrebare și în cazul dat cumva să fie pregătit. Căci titlul de lege privind intrarea în vigoare. Situații foarte, spunem așa, unicale în cazul dat. Faceți o interpelare oficială, căci cum ei vă răspund? Vama zice invers. Deci, în realitate, haideți, o logică este următoare. Cu discuții cu autorități publice, fiscul, Vama, Ministerul Finanțelor, ce vă răspund la telefon, asta nu înseamnă că 100% corect. Da? Dacă ei pot spune telefon, da, se poate, în realitate poate să fiți în situații care nu o să fie, căci nu corect v-ați înțeles și așa mai departe. Aici, în cazul dat, dacă vedeți așa o problemă, faceți o interpelare, ori deja contactați pe consultant care poate să vă ajute. Deci aici, în realitate, situația, spunem așa, este unicală. În practica mea n-am întâlnit. Deci eu nu știu ce acolo încă în Transnistria se produce. Bun, trecem mai departe, da? Vreți să facem o pauză? Dacă tot sunt de acord, eu aș fi... Haideți 10 minute o pauză, puteți să stângeți microfonul și camera și vă odihniți un pic. Dar restul noi o să fim foarte ok să ne facem un ceai, nu cred că toți o să fie supărați. Așa că ne vedem peste 10 minute, asta o să fie ora 6:40.
Юрий? Инчепим, да? Да. Так, два. Конкретка аромат сулякая. И чем позже перевинит ласурса диплата, тот требует ссылаться на калку. А сейчас тем позже... Спуня маша леджене облига, сейм позите. Окей. Чини рецини. Дич компании рец... Да, на регистрации. Контрибуцитор индивидуаль. Кучепце патентарил орщичини активитати индепенденте. Институции организаций, чи институции, институции, дин чеси рецин, дин винитр или салариали, дин туатия, винитр или писание о физической цене, инклюзив дивиденти, чи локационе, дин чин каз датка ин компания, акиты кэтрипрессионна физика, алди кэт салариат, чи акинты пет на прокурара мэрфуй, мэрфурилор, ор пентру, акиты дивиденти, ор пентру локационе есть облигация рецини проче, зечи проченти, да, ка экземпл, пентру локационе, зечи проченти требуется рецини. Венитур или не резиденция Орапсунути на Република Молдова? Дичин казу дат, чи дивиденти или акитати, который писан жюридика резидент. Котили импозит оди венит ласурсы деплаты сунт привозути ин коду фискал оп зечоп, но зечоп. Венитур или салариали? Дойс пречи проченти, венитур или писание физичи инклюзив, дойс пречи проченти стандарт, дар пентру дивиденти шасы, пентру локационе зечи. Pentru venitura de rezidenții lor începe de la 6 până la 12%. 6 pentru dividende, iar 12 pentru alte venituri. Ca exemplu, da? Sunteți un antreprenor și aveți loc, în propriu, deci o schemă de optimizare, când v-am spus că optimizare, ce înseamnă optimizare și ce înseamnă оптимизация интуитивно, когда я угасяю возможность для акита венитурили майж, оптимизация фискала станет сам на сегасяску солуция, при которой его сакит май пацаны импозит, официал. По кесте, спуним аша, когда я ам о машины, си фулусяск пия ин скопор де бизнес. Син казу дат, я удал ин локативную компанию часто, dacă eu dau fără plată, ok, nimeni nu spune că eu nu pot să dau fără plată, dar dacă eu sunt o leacă mai deștept, eu dau cu plată. Găsesc o formulă, un preț de piață, să spunem așa, dar în locațiunea autovehiculului. Și în cazul asta ce? Eu să am cheltuieli deductibile, o să mișorez în cazul dat profiturile mele oficial. Da, o să achit impozit 10%, dar 10% o să fie mai ieftin decât iar 12% pe profit plus 6% la dividende când noi vorbim de 12% când eu în regim general, da? Este 18-10, este diferența? Da, aici întrebarea căci în realitate eu trebuie să fiu foarte atent, căci a, mașina este folosită pentru scopuri de business, numai decât și nu îmi reprezintă cheltuială personală și preț de preț de dare în locațiune trebuie să fie egal cu preț de piață în așa situație. În cazul dat, da, și în cazul dat eu economisesc 8%. Altă situație, spunem așa, când angajații mei folosesc mașina și în contul companiei și eu tot se pot să fac o parte din să achit lor adițional pentru locațiunea autovehicului. Nimeni nu, și în cazul dat costurile să fie 10%, iar persoana fizică deja nu achită nimic de această reținere la final, deci asta se înțelege care, ce înseamnă optimizare. Deci eu găsesc o soluție care, da, dacă cheltuială sunt, deci în cazul dat, da, eu numai decât folosesc în scopuri de business și preț de piață este, preț de locațiune este preț de piață, în cazul dat asta e optimizare fiscală, legală, care eu pot să folosesc și să utilizez. В каждый дат саларио, да,
să știți deci ca antreprenor dumneavoastră trebuie să știți. Eu nu cred că cineva v-a povestit, dar asta tot ce trebuie să știți ea. Oricum, dacă aveți angajață, vă trebuie să știți codul muncii. Nu spun că trebuie să știți pe de rost, dar totodată să știți. Limbajul cu care la noi sunt scrise legislații sunt foarte simple. Da, deci în cazul dat, cine a terminat școală și institut, poate să citească legea simplu și să înțeleagă. Iar codul muncii, codul fiscal, legea salarizării, legea prin sistemul public de asigurări sociale, legea bugetul asigurării, deci nu spun că voi trebuie să știți, dar măcar să știți schema. Contabilul dumneavoastră precis trebuie să știe aceste legi. Puteți să întrebați, dar unde sunt stipulate taxele pentru contribuții sociale? Întrebați unde sunt aceste stipulate și puteți să verificați ce stipulează fiecare an și stipulează în legea bugetului asigurării sociale pentru an respectiv. Dacă o să spun în codul fiscal, asta anume contribuții sociale, asta în cazul dat aveți un contabil care nu citește legislația. Ce se schimbă din 2021, de totodată când voi, iar contabilitatea și în cazul dat antreprenorii, știți cum, eu iubesc foarte mult un, și asta e la contabilitate se petrece, eu iubesc foarte un banc. Spunem așa, o să povestesc în limba rusă și voi să înțelegeți. Встречаются отличник и двоечник, и который уже взрослый и так далее. И друг у друга спрашивают, ты чем занимаешься? А я там работаю финансовым директором, а ты, я бизнесом занимаюсь. Он говорит, а что за бизнес? Вожу им, импортирую пиво и продаю здесь. Да, смотрит, так, говорит, а как зарабатываешь? Ну, говорит, я на свои это, 3%, 3% зарабатываю с каждой бочки. Говорит, это как? Ну смотри, я импортирую, еду в Германию, покупаю бачок пива за 100 евро, приезжаю сюда, продаю за 400 евро. Вот на эти 3% я живу. И чтобы 3% было понятно, что и так далее, поэтому, говорится, язык, я стащи лимба требус финой требуем, то для нас фолосим терминологию корректно. Значит, в казу да, când vorbiți și cu angajații voștri, și când vorbiți cu... Eu întotdeauna învăț pe clienții mei, haideți să divizăm. Este salariu net, salariu brut și total cheltuieli pentru achitarea acestui salariu. Deci să știți ce înseamnă salariu net. Salariu net, asta bani care au primit la mână. Da? În cazul dat, salariu brut, asta din bani care eu calculez în contabilitatea, din care eu rețin impozitii angajaților, da? Prin care eu trebuie să rețin ca angajator și totodată sunt cheltuieli care eu calculez pe ei. Și în cazul dat, total cheltuieli de salarizare. Deci în cazul dat, dacă salariul brut la mine este 8.000 de lei, cheltuieli companiei în total o să fie 9.800 de lei. Deci la aceste 8.000 de lei eu trebuie să calculez contribuții sociale în 18% și primele medicale cu 4,5%. În total o să fie 9.800 de lei. Deci asta bani care eu o să achit, cheltuială mea ca angajator o să fie în total. Dar persoana o să primească salariul net 6.540 de lei, 80 de bani. Asta e suma netă. De ce? Din 8.000 se rețin impozit pe venit, mă scuzați, se rețin contribuții sociale și 6% contribuții medicale și impozit pe venit. Asta este regulă. Da, este scutire personală o să fie. Deci, vedeți, cu alte cuvinte, pentru a achita persoanei la mână 6.540 de lei 80 de bani, voi trebuie să aveți, să cheltuiți 9.800. Deci întotdeauna eu spun că, vedeți că asta e aproape jumătatea. Deci 3.300 adăugăm și primim 9.800. Deci în cazul dat să știți, costul unui angajat care spune că eu vreau salariu net, asta înseamnă plus jumătate toate cheltuieli. Plus 50% și o să ieșiți la cheltuială dumneavoastră. Din 1 ianuarie 2021 o să fie schimbat o leacă altfel. Ce se schimbă? Ei comasează 4,5% care se reținea și 4,5% care se calcula. Se comasează și să fie deja numai ei reținute. Da? Vedeți 4,5%. Și impozit pe venit. Dar 6% CNAS și 8% acum o să fie calculat. Deci vedeți?
Asta înseamnă că o persoană o să câștigă o leacă mai mult, dar noi o să cheltuim o leacă mai mult. Deci oricum o să fie 50%. Da? Deci 3300 dacă adăugăm, o să fie 9946 de lei. Deci diferența, deci 50% să știți că asta e de la salariu net, toate altele impozite care intră. Deci să fiți să utilizați și să calculați. Și deja practica mea care eu spun, nu semnați contracte la salariu net. Semnați la salariu brut. Puteți să calculați, reișind din această contabilă, dumneavoastră poate să calculeze. De ce? Iar o soluție care eu știu. Deci, dacă eu știu că la mine salariul este net, în cazul dat eu pot să nu scriu către dumneavoastră scutirea mea personală, 2000 de lei care nu se impozitează cu impozit pe venit cu 12%. În cazul dat, dacă la mine o să fie aici 6646, în cazul dat, dacă n-am dat scutirea mea personală către dumneavoastră, n-am scris cererea, în cazul dat salariul brut o să fie mărit. Unde vedere matematici și în cazul dat costurile dumneavoastră o să fie. Dar eu după aceasta o să merg la serviciu fiscal la 30 aprilie, o să depun cerere și după aceasta o să rambursez aceste bani adițional încă de la stat. Deci în cazul dat, de asta și spun, cu toate contractele care semnați ca angajator, eu vorbesc din punct de vedere angajatorului, semnați contractele pe salariu brut. Puteți stabiliți pe ea așa cum vreți, dar în realitate, deci noi avem această practică, sunt... Ce încă noi achităm? Noi închităm. Angajatorul acum ce s-a schimbat și vă trebuie să țineți minte și să știți când. Angajatorul achită primele 5 zile la toate indemnizațiilor pentru deci aceste concedii medicale. Dar concedii de boală simplă. Da? Eu nu vorbesc de maternitate, în cazul dat deja noi nu achităm lui nimic, se achită de către stat direct. Dar primele 5 zile de boală simplă, da, să spunem așa, noi achităm. Din 6-a zi se începe de achitarea din stat. De asta pentru concediu medical 1. Total pe an noi achităm 15 zile. Deci dacă persoana se îmbolnăvește al 4-lea oară pe parcursul anului, în cazul dat deja noi din prima zi se achită de către stat. Baza de calcul a fost modificată, să știți acum. Deci dacă persoana s-a îmbolnăvit, noi achităm lui 75% din salariul mediu calculat pentru ultimele 3 luni. Toate altele indemnizații sunt achitate. Aici întrebări sunt? Este o întrebare. Okay. Nu sunt acte. Deci, știți cum, să nu fie că dumneavoastră Dacia, pe Dacia Logan, puneți preț 10.000 pe lună de lei. Deci cu așa preț vă puteți să cumpărați în leasing un mașină nouă. Și nu Dacia, dar un Jeep. Deci asta este regula, că spunem așa, să nu exagerați. Cel puțin puteți să mergeți la rent car, să vedeți, eu vorbesc, dar totodată întotdeauna puneți pe calcul și locațiune, deci leasingul financiar, să înțelegeți. Asta căci pentru a înțelege leasingul financiar este cât o să vă costă dacă vreți să cumpărați autovehicul cu nou și cât o să vă costă. Tak. Ну, știți cum налоговая не трактует это. Я из практики это говорю, что как бы когда мы устанавливаем, то есть когда клиент говорит, что я хочу делать локационную, мы всегда просто смотрим на это. Потому что мы понимаем, что это идет налоговая оптимизация, и для того, чтобы это не было, находим ту величину, которая позволит при налоговой проверке отстоять позицию о том, что я имею право сдавать вот такое. То есть мне нет смысла покупать машину в лизинг. Ну, широкое поле, да, но вообще весь бизнес широкое поле для тракторов. Как предприниматель, то есть мы должны уметь отстаивать свою позицию. И ваш бухгалтер должен уметь отстаивать свою позицию. А старе было дьявол. Печной, дьясто чтицкому, дьясто чего спун, чтиц коду фискал. Ча май маре проблема ланой ку кын дискут корча орган де контрол, но и ну чтим леджели сингл.
Часто на результате форту мускин. Сечетцу коду фискал, ну и Мари, спунем, аша, я вам ну, требует сечет, ситуация титлами, да, макар удата примели трей, тва, ну, цюн генерали, офтим, че администрария чинчка, акчизили, сун форте пацан вами кари, акит акчизили, таксили локали, ши акол тут, но тот ситуация таксили акол май симпл. Дежа, дека шкит примели трей титлами, дежа потем спунем, кого акупериться, дежа 60%, 70% ситуации. Так, гата, мерк май департа, да? Направь термины. De ce contabili sunt așa conservativi? Da? Foarte greu pentru antreprenori să vorbiți. Voi trebuie să știți că lucrul contabil se bazează pe 10 principii generale care noi utilizăm în viața zi de zi. Dar încă o dată, scopul contabilității se reflectă opera unii care au avut loc. Да, deci noi spunem așa, reflectăm ce a fost făcut. Pot să vă spun așa cu certitudine că profesia contabil ea o să dispar. Anume din cauza că au început să aplică sisteme de automatizare și digitizare. O să dispară acest contabil care știți cum era ucioce, cum în rusă spunea, care reflectau documentele primare, căci acum cu sistemele automatizate, acces în program poate fi dat direct persoana care generează această operațiune. Pentru depozitar care primește marfa, deci acolo este prima operațiune de primire. Pentru vânzător care introduce, să spunem așa, vânzarea, da? Să spunem aceeași chestie, casier care cu sistemul, cu scannerul care deodată face, în caz dat sistemă, căci acum tot se calculează sistemul. Și lucrul contabilului mai mult deja dacă noi vorbim, asta contabil, director financiar, specialist fiscal. El deja este o mână dreaptă a antreprenorului pentru a ajuta lui a crea sistemul automatizat care o să ajute să nu fie scurgeri de bani, să nu fie careva frauduri, da, fraud, varavstva, acum în română, și în cazul dat și să fie raportarea corectă, și calcularea profitului corect, și luarea deciziilor la timp. Deci noi vorbim de sisteme automatizate, totodată și sistemele și în cazul dat o să fie bazate pe 10 principii care tot dumneavoastră trebuie. Din principiu acum o să înțelegeți de ce noi suntem conservativi. Da? De ce nu la nouă? Deci în primul principiu continuității activității. Deci noi când dăm raportarea situațiilor financiare, noi întotdeauna gândim că compania o să lucreze permanent. Pentru ce asta este folosit? Să înțeleg, corect să spunem așa, când eu pregătesc situații financiare care eu știu că eu planul meu este să fie vândut marfă, eu marfa reflect la sine cost. Dar când eu știu că gata, eu lichidez stocuri, eu sunt gata, da, lichidez stocuri, eu, compania este în solvabilitatea, eu sunt gata să vând și sub cost. Da? Și în cazul dat eu trebuie să reflect asta în situații financiare altfel. Asta principiul. De ce? Deci, când, și dumneavoastră știți că dacă eu planific să lucrez, eu planific să câștig profit. Când eu lichidez business-ul, mă scuzați, eu, că ideea mea permanentă este micșorarea pierderilor. Da? Mai bine să am zero decât să am pierderi de 100 milioane. Da? Eu deja de profituri mă uit. Da? Punctul următor, contabilitatea de angajamente și foarte des, asta foarte greu de înțeles pentru antreprenori, nu cei care încep. Asta ce înseamnă? Că la mine venituri sunt reflectate când eu am livrat marfă, nu când eu am primit bani, dar când am livrat, da? Căci când, nu când, totodată, nu când am semnat contractul, căci contract, asta e
Дичизия, Диа, Левра, да, Нуинка есть Улата, Кандиом, Леврат, Марфа, Кандрискурили, Демарфа, Кандрепту, Депроприетатель, Сатрикут, Инказу, да, да, Атунчиво, Рефлект, Винит. А чешки есть еще Килтель, ну, Кандиом, Акита, да, ну, ми Кандиом, Консумат, да? Экземплу симплу, да, Кила Продучеря, да, спунем аша, ел, лоем сплотерей Диалта. Да, ел синекосту требуется калькулес. Ну, кан ел примес к кон деплате пентру апа консумате пе паркурсу луни. Ел под семер, ел штил кит косты ун метру куб, шин каз дат ел порт форте симплу, семер кла контор, ши се вед кит ел ун консумат пе паркурсу луни. Аста есть, ел под се фак, аста я чести калькулес ши зилник, да, штин ке ел ам контор, ши ел под се штил, шин каз дат ел под се ес, аста, аста есть идея. Ну, când vine contul la sfârșitul lunii următoare, dar deodată eu calculez. Permanența metodelor. Deci, ce dacă eu careva decizie am luat, eu nu schimb. Da? Să spunem așa cu mijloace fixe. Dacă eu am luat, o să fie că amortizarea o să fie cu metoda lineară, eu o să merg cu metoda lineară acestui mijloc fix. Prudența. Deci, aici, în cazul dat, este un principiu prin care eu nu activele, da? Activele asta ce are companiile proprietate. Eu niciodată nu o să reflect la preț de piață. Da? Sunt anumite situații când eu pot să reflect la preț de piață. Dar eu reflect la preț de cost. Deci eu nu vreau să fie mărite aceste activele, dar totodată eu nu fac nimic să nu, știți cum, aceeași chestie cu datorie. Noi am negociat cu un client, că el, nu client, cu furnizor, că el o să-mi dea mie un discount. Dar până când el nu mă dă discount, eu reflect toată datorie. Până când el nu emite document primarul, până când noi nu semnăm cu el contract, da? Deci cuvânt e cuvânt, dar totodată eu am nevoie de hârtie. Asta e prudență. Eu reflect numai atunci când eu sunt sigur, ori eu vinitor o să primesc, ori cheltuielile, dar cheltuielile eu reflect deodată. Intangibilitate. Spune că total bilanțul la începutul, deci asta înseamnă că pur și simplu că de la 31 decembrie la 1 ianuarie nimeni nu se pierde în cifre. Separarea patrimoniului și datoriilor. Privedeți prezentarea în situații financiare, dar a informațiilor despre patrimoniul și datorii entității. Deci în cazul dat asta întotdeauna că compania este o entitate aparte. Asta nu înseamnă nu antreprenorului. Deci, datoria antreprenorului se reflectă aparte. Necompensarea prevede contabilizarea și prezentarea de sânge în situații financiare activă și datorii și a venitului. Deci, în cazul dat, dacă să spunem așa, eu am cu un contract, compania Orange îmi datoare bani, dar pe alt contract eu dator lor, eu nu închid aceste se reflectă și ca datorie în fața Orange și creanța din partea Orange. Eu reflect în două părți aceasta. Deci eu nu închid până nu, iar nu am hârtie. Și alte chestii care deja, de ce contabil se diferă de juriști. Prioritatea conținutului asupra formei. Deci dacă o să vorbiți cu juriști, eu cred că ați avut această posibilitate, ei verifică care fiecare ce înseamnă asta, de ce ați scris asta. În cazul dat la noi este foarte la contabil, da? La finanțiști este anume prioritatea conținutului asupra formei. Deci pentru jurist, dacă este scris contract de vânzare-cumpărare, pentru ei este contract de vânzare-cumpărare. Pentru noi nu e neapărat. Noi o să citim textul și după aceasta o să luăm decizia. Asta e contract de vânzare-cumpărare, ori asta e leasing financiar. Ori leasing operațional. Deci aceeași chestie că dacă noi luăm leasing financiar, da? Ce înseamnă? Că compania de leasing ne dă un autovehicul pentru utilizarea cu dreptul de răscumpărare. Dacă când noi o să achităm TET, noi putem să luăm, să trecem la proprietate. În contabilitate, noi ca când primim acest autovehicul, în baza acestui contract, înțelegem că toate riscurile sunt asumate de către noi, nu de către companie de leasing, noi reflectăm ca mijloc fix. Asta ca un exemplu simplu care întotdeauna. Da, în pașaport tehnic oricum reflectă compania de leasing, dar deja din punct de vedere contabil și fiscal noi reflectăm asta deja ca mijloc fix al nostru. Evaluarea la cost de intrare. Iar
Noi folosim preț de piață foarte rar. Importanța relativă. Deci spunem așa, de o parte noi trebuie să reflectăm TED, dar totodată noi întotdeauna luăm în calcul eficiență. Da? Deci noi putem să facem uzura consumului de hârtie. Da? Dacă companie de, pe contracte cât n-am cheltuit. Dar în cazul dat, are sens asta de făcut? Ori nu? Și aici noi întotdeauna noi, deci, noi foarte des eficient vedem dacă este eficient de aceasta, spunem cu alte cuvinte, eu pot să iau creion și fiecare zi să spun, ok, am utilizat un centimetru. Ce se reflectă asta în contabilitate? Întrebarea mea, asta o să ne dea efect mie, ori nu? Are sens asta de reflectat, ori nu? Eu ori eu deodată trec la tot el. Aceeași chestie cu OMCD, nu știu dacă ați auzit, obiecții de mică valoare și scurtă durată. Deci asta e nu mijloc fix, care mai mult de 6.000 de lei și în cazul dat, dar totodată codul fiscal și standarde spune că da, eu pot să utilizez acest scaun, el costă mai puțin de 6.000 de lei, eu pot să utilizez, să duc evidența lui și să trec aceste 5.000 de lei pe fiecare 3 ani care eu presupun că o să utilizez, dar spune, băi, are sens, eu o să pierd mai mult pentru asta decât o să reflect deodată la cheltuială această sumă. Dar aceste principii care se spune întotdeauna stau la... Și care lucrul contabilul și ca atare, spunem așa, dar nu numai contabilul, asta înseamnă că iară, asta e situație financiară. Și situații financiare iar spun că ei sunt utilizați anume pentru luarea deciziilor. Dumneavoastră, dacă o să știți cum o să citiți aceste situații financiare, prin această situație financiară puteți să comparați businessul dumneavoastră cu businessul concurentului. Da, profitabil, nu profitabil. Ce înseamnă asta? Să nu fiți ca 3% din anecdot care eu v-am spus. Da, să utilizăm aceste definiții. Deci în cazul dat de situații financiare, ei se fac acum anual. Da? Da, asta nu înseamnă că voi ca atare voi puteți să cereți și aveți dreptul și contabilul să vă trebuie să prezinte situația, poate să vă prezinte lunar. Da, chestii cu careva ajustări, da, spunem așa, cu careva facturi, dar logica este următoarea, că trebuie să aveți această situație. Sistemele de contabilitate generează lunar. Poate fi nu în așa format care cere statul, puteți să ușurați, dar formatul trebuie să luați. Haideți vorbesc de trei puncte. Bilanțul. Simplu, activi, pasivi. Să știți, bilanțul răspunde la întrebarea ce are întreprinderea la anumită, în proprietate la anumită dată. Da, asta ca întrebarea către persoană. Ce tu ai? El spune, acum eu am asta, 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 ce ești întreprinderea? Și activi, asta ce este în proprietatea companiei? Deci asta, mijloace fixe, materiale care au cumpărat, care este în depozit, marfa care este, creanțele care are clienții către companie, banii care stau pe conturi companiei ori în caserie. Da? Avansuri achitate către alți furnizori, avansuri care noi am achitat și ei încă n-au livrat marfa. Ei se divizează în activi imobilizate și activi circulante. Imobilizate, în cazul dat, asta înseamnă că cu returnarea pe perioada mai mult de un an. Da? Să spunem așa, care eu planific să utilizez mai mult de un an. Circulante, asta înseamnă că ei sunt liberi în utilizare și scopul este de a vinde, de a utiliza pe parcursul unui an. Asta este scopul. Deci scopul activilor de a genera profitul. Da? Prin vânzarea, prin prestarea serviciilor. Partea pasivă se răspunde de unde s-a format proprietatea. Da? Cum s-a format această proprietate care aparține companiei? Haideți să mergem. Ea s-a format din datorii, asta e foarte simplu. Deci eu ceva am, în cazul dat sunt dator. Dar de ce capital propriu și inclusiv profit nerepartizat,
tot este în pasivit. Și în cazul dat întotdeauna regula este simplă. Activ este întotdeauna egal la pasiv. De ce capital propriu, care include și capital statutar și profituri, este în pasiv? Deci compania este creată pentru generarea profiturilor. Da, profiturile aparțin fondatorilor. Chestia că ei rămân la companie până când fondatorii n-au luat decizia de a lua aceste bani de pe contul companiei. Deci în cazul dat, profiturile generate reprezintă iar sursa de active. Este sursa de active care are compania. Și profitul nerepartizat în cazul dat totodată, el include situația de profit și pierdere. Da? Și cum iar situația de profit de pierdere răspunde la întrebarea ce am câștigat și ce am cheltuit. Da, cât? Nu ce. Cât am câștigat și cât cheltuieli a avut întreprinderea. Și în cazul dat, venitul din vânzări, costul vânzărilor. Deci, venitul din vânzări, asta, toate bani care eu am luat, minus TVA, dacă eu sunt plătitor de TVA. Deci, în cazul dat, TVA, cum țineți minte, deodată nu sunt banii mei. Deodată a statului și în cazul dat, deodată o să înțeleg. Deci, cumva la antreprenori din România, ei când vorbesc unul cu altul, ei vorbesc și numesc prețuri fără TVA, că cetăți înțeleg că dacă eu sunt plătitor de TVA, eu o să dau TVA. Dacă nu sunt plătitor de TVA, în cazul TVA nu se predugă. Și asta e. Dar când ei vorbesc deja cu cetățenii, ei vorbesc cu suma finală. Da? Și aceeași regulă cred că trebuie să fie și deja și la noi dezvoltată. Deci, întrebarea este dacă nu toți la noi încă înțeleg că TVA. Deci TVA asta nu-i banii mei. TVA asta banii statului deodată. Deci asta am adăugat la preț. Venitul din vânzări, costul vânzărilor, în cazul dat, costul mărfurilor care eu am vândut. Profit brut asta e venitul minus costul, alte venituri din activitate operațională. După aceasta se diferă, iar asta e limbaj. Toate veniturile cheltuieli se diferă. Sunt operaționale, asta înseamnă, cheltuieli și venituri operaționale, asta e din activitatea principală. Da? Se numește că dacă la mine vânzarea mărfurilor, tot ce este corelat cu mărfuri, asta e activitatea operațională. Și directorul, da, asta cheltuiala administrativă, dar totodată operațională, deci fără aceasta eu nu pot. După aceasta sunt activitatea financiară și activitatea investițională. Activitatea financiară și investițională, asta înseamnă dobânzi care eu primesc pe depozite. Asta dividende care eu primesc de la alți întreprinderi. Financiare, asta deja cheltuieli care financiar, care apar, care nu sunt corelate numai decât cu activitatea operațională. Și cheltuieli excepționale, profituri și cheltuieli și profit venituri excepționale. După aceasta impozit pe venit. Și după aceasta încă este un raport deja care tot vă iubiți și care și banca, care trebuie să înțeleg mai simplu. Deci noi întotdeauna eram în situația asta, situația a fluxurilor din numerar. Fluxuri din numerar din activitatea personală. Deci asta deja prezintă raport cum banii din ce categorie ei au venit și cum unde ei s-au dus. Da? Fluxuri din numerar din activitatea personală, din investiții, financiare. Deci, asta eu foarte scurt am arătat, el mai lung este. Puteți să luați la contabil dumneavoastră situații financiare pentru anul 2018 și să vedeți. Dar, în realitate, dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Și dacă ceva nu este clar, acum dați întrebări. Deci, pentru va povesti despre contabilitate, cred că eu trebuie să am încă vreo două ori pentru dumneavoastră să vă povestesc tot ce este. Când o să te... Da. În două ori este suficient. Conturile contabile, unde, dacă deschideți aceste conturile contabile, unde sunt creanțele și datorii în față de buget și vă puteți să o luați și să utilizați. Dacă ne întoarcem, ce poate fi automatizat în contabilitate? Acum, vă spun sincer, aproape poate tot să fie automatizat. Da, deja depinde de dumneavoastră cât vreți să investiți bani în asta. Da, cât. Și știți cum care cea mai amuzantă chestie?
Automatizare poate fi și mai mare dacă noi toți împreună, noi toți, eu vorbesc de antreprenori, să trecem la documentarea electronică. Dacă noi toți împreună, nu numai eu ca prestator de servicii, dar și furnizorii mei o să treacă în cazul dat automatizat. Da? Care, cu e-factură, ca exemplu. Dacă eu emit e-factură pentru servicii mei, în cazul dat, asta se face automatizat de către mine, băieții fac introduc și gata, că clienții mei primesc. Eu nu trebuie să tipăresc dacă folosesc ciclul lung și deodată. Dar pentru mine aș fi comod dacă și furnizorii mei care livrează mie marfă, aș fi tot utilizat e-factură, în cazul dat eu pot deodată să încarc în sistemul meu și nu pierde operatorul meu să introducă ce a fost livrat. Deci în cazul dat, automatizarea proceselor depinde și ce... cu care cheltuieli noi putem. Conlucrarea cu banca, poate gestionarea stocurilor sunt soft pentru, și știți, raportarea, dacă datele sunt introduse în unul ce, toate raportările sunt făcute automat. Aici este întrebarea. Salarizarea, iar cât noi vrem să investim în aceasta. Deja de softul, cred că toți au auzit de softul unul ce, asta răspândită la noi în Republica Moldova. Sunt și alte softuri, sunt acum foarte multe softuri internaționale pe cloud, da, Zoho, QuickBooks, Xero, ei, spunem așa, poate fi utilizat pentru gestionarea stocurilor, da? Cu vânzările, emiterea facturilor fiscale, ei trebuie să fie cumva adaptate. Eu vă spun sincer, n-am văzut niciun soft încă care pe cloud internațional să fie cumva adoptat în Republica Moldova, din păcate. Totodată nimeni nu vă încurcă să utilizați asta, cel puțin pentru gestionarea stocurilor. Pentru careva raportări sistemei de evidență cadrelor dat poate fi automatizat și după aceasta nu ce, să fie transferat numai sumele totale. Deci aici depinde de dumneavoastră. Deci, în realitate, în automatizare trebuie să fie bani investiți, deci asta micșorează greșeli și asta aduce beneficii. Și pentru voi și pentru, în cazul dat, contabil o să aibă timp mai mult, dacă contabil bun, pentru studierea legislației și să găsire soluții pentru optimizarea pentru dumneavoastră. Dar deja depinde și de dumneavoastră. Da, spunem așa, eu din activitatea mea profesională, întotdeauna și de o parte sunt antreprenor, în cazul dat, întotdeauna la antreprenoriat, întotdeauna tu trebuie să întrebi de ce, de unde este scris. Și aceste întrebări întotdeauna la dumneavoastră trebuie să fie în cap când vorbiți și cu juristul dumneavoastră și cu contabilul dumneavoastră. Asta regulă generală, cum v-am spus, că aceste trei, când noi ciclul de luare deciziilor, jurist, juridic, partea juridică, partea contabilă și partea fiscală. Deci partea contabilă sunt unele situații, căci tot codul fiscal cere că trebuie să fie document primar și legislația trebuie să fie contabilă, document primar. Dar și voi, din punct de vedere antreprenoriatul, ce înseamnă document primar? De ce noi cerem să fie semnat acest contract de răspundere materială cu angajați? De ce depozitarul numai decât trebuie la eliberarea mărfii să semneze? Din cauza prin aceasta noi scoatem această responsabilitate de pe el, ori introducem responsabilitatea pe el și după aceasta noi nu o să avem probleme de găsirea cine este vinovat și cine trebuie să achite acest despăgubiri care s-a creat. Asta este că când contabil spune că trebuie să fie document semnat, în cazul dat el trebuie să fie semnat, da? Dacă nu credeți, întrebați de ce? Pentru ce? Altă chestie că nu toți contabili pot să povestească, ori chiar nu toți înțeleg care este logica, dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți că întotdeauna prin documentația primară scopul este primordial, trecerea responsabilității, trecerea proprietății, dreptul de proprietate, de responsabilitate și cine pentru ce este responsabil. Bun, eu aici am finalizat. Dacă apar întrebări, haideți, eu ascult. Da, întrebări. Sunt? Так. Ух.
Un produs de companie trebuie să aibă un preț fix sau el poate fi negociat de fiecare dată. În companie nu pot trebuie să afli costuri și nu trebuie și un comandă. Da, haideți, un produs de companie trebuie să aibă. Deci, haideți așa, dacă dumneavoastră prestați servicii, nu-i neapărat. Dacă noi vorbim de un magazin cu amănuntul, în cazul dat, voi trebuie să astăzi să stabiliți prin ordin, da? Preț fix, dar totodată prin ordin, după ce puteți să modificați, prin regulament puteți să adaugați politica de discounturi. Asta e chestia că este, trebuie să fie documentat. Și vedeți că înțeleg că dumneavoastră ați dat că voi sunteți și proprietar și pentru voi asta e o hârtie în plus. Dar când o să aveți angajați, după aceasta să aveți, spunem așa, tot dreptul să cereți de unde, de ce tu ai vândut așa, tu oricum o să ieși că tu trebuie să ai această carte. În cazul dat, când noi vorbim acum în situația dumneavoastră, când voi aveți un magazin, numai decât trebuie să fie preț fix. Când voi vindeți așa la angro și la negociere, în cazul dat, nu. Deci este marfă unicală, în cazul dat, depinde cum lucrați. În companie ne plătește de TVAF, în următorul este, deci, haideți așa, aici este o întrebare foarte discutabilă, întotdeauna Casa Națională de Asigurări Sociale. Dacă sunteți 100% fondator și lucrați, să spunem așa, lucru este vânzarea-cumpărarea, aveți dreptul să nu calculați. Da, aici vă spun că și scoateți set ca dividend. Dar totodată, că dacă vindeți timpul dumneavoastră, că și ca exemplu, voi ați deschis companie să prestați servicii de... Sunteți IT-șnic și în cazul dat prestați aceste servicii și deci în cazul dat este clar că 168 de ore, înțeleg că o să fie, poate fi, apare întrebări. Deci, spunem așa, noi la clienții întotdeauna în așa situații, independența ce fel de industrie, spunem, hai calculăm măcar salariul cel puțin minim, dacă noi știm că în contract este stipulat că lucrul este făcut numai decât de către fondator. Dacă nu este stipulat nimic de vânzare, cumpărare, eu întotdeauna spun, da, cu ridicată, spunem așa, dar eu am făcut în 3 sunete. Care oră? Că ce am calculat așa? Că eu sunt fondator, ce am dreptul să nu mai achit salariul. Deci asta e dreptul meu. Deci la angajarea pe mine ca administrator, eu pot să fac asta. Так, referitor la acte de primire, predare atașată la ea factură, are oară să ce răspuns? A? Au răspuns alte persoane care au fost live și au răspuns unul la alte. Ok, da, ți răspund, dar vă spun deodată. Nu folosiți e-factura pentru acte de prestare servicii și așa mai departe. Asta, iar acum cu acte de predări primiri pentru servicii, pentru lucrări numai decât. Asta iar această întrebare pur și simplu uzuanța noastră legală și juriștii și după aceasta judecători spun că dacă citim codul civil, achitarea și semnarea facturii fiscale, tot acolo este scris primit și așa mai departe. Nu e necesită act de predare, proste primire. Dar eu și din practică știu că, anume din cauza că judecătorii la noi încă tot o altă chestie care ei nu întotdeauna înțeleg ce se întâmplă și avem situație. Dar pentru, să spunem așa, sunt și produs de simples. Ei au făcut produs, IDMD eu au făcut un sistem care puteți să folosiți anume pentru acte de predare primire, care o să fie deodată semnat de două părți. Nu e neapărat pe... Nu așteptați că e-factura o să fie dezvoltat, că asta adaugă deja serviciu adițional. Pentru mine aș fi mult... Так. Dar după cod civil, la comercializarea activilor este obligatorie. Încă o dată, factură fiscală, bine, ea conține toată informația necesară și care este egală cu act de predare primire. Să îngăzi că, de exemplu, ea duce pachetul să șaudă, nu este prea departe, să fie deja mai bine, să mă urce mai bine. Ok, da, asta deja depinde, aparține fiecare cum el. Vika, vă spun așa,
Eu prestez servicii și noi facem act de predare primire, dar numai din cauza că discutând cu juriști, noi am înțeles că după aceasta, când o să-mi dacă ceva o se întâmplă și noi mergem în judecată, ei o să cer acest act de predare de primire, căci ei cumva încă nu toți judecători primesc factură fiscală pentru servicii ca dovadă pentru acceptare. Da, el nu este document primar, asta e precis, căci documentul el nu conține. Pentru lucrări asta deja din codul civil, dar pentru servicii nu știu dacă au verificat, deci chiar acum cu străinii nu verifică dacă la rambursarea TVA pentru servicii IT. Mă spun sincer, chiar practica a fost. Так, гата, întrebări, văd că mai mult nu? Да, гата. Mulțumesc mult, Юрий. Mulțumesc pentru că ați avut răbdare până la sfârșit să răspundeți la toate întrebările. Eu mi-am făcut două pagini de notițe. Pentru toți participanții, citiți codul. Юрий, mulțumesc mult și vă doresc o seară frumoasă. Seară frumoasă tuturor. Și baftă pentru tuturor. Da, a fost seminarul cu cele mai multe întrebări. Mulțumim! Și sănătatea! Dragi colegi, pentru astăzi este gata. Noi ne vedem joi. Da, joi ne vedem la ora 5 seara. Mulțumesc mult la toți care au rămas până la sfârșit și pentru întrebările care le-ați oferit. Seara frumoasă!